Astăzi veți vedea toată povestea sezonului 21 din Grand City, în care Vlăduț și Tatăl Strix s-au luat la ceartă, iar Darusel 2012 și-a făcut o nouă prietenă. Nu vă mai zic prea multe, vă las să vedeți. Mă, tată, ce se întâmplă aici, mă? De ce se vede tot așa? Unde, tată, ce s-a întâmplat? Unde suntem, tată? Nu știu, bă, dar cine l-a bărut spărintă? Cine e ăla? Bă, ce, bă, ce, fală de student, mă, student, mă, ce? Măcare ești, bă, bă, tată, 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 măcare ești, bă! Tată, ce s-a întâmplat? Intră de scurbaz, tată! Hai! Tată, taci puțin, tată! Tată, mă, ce? Bă, ce casă-i, mă, stau? Tată, și ia, un box! Mă, drag, bine, mă, băi, hai că mă joc, hai că mă joc, pleacă, e bine, tată, tată, vino, hai mă să vorbim, nu mai vorbi peste mine dacă mă auzi că vorbi. Bă, tată, tu vezi ce mișto e aici, ce casă e asta, ce, ai la ghiuzdanul ăla, tată, ce se întâmplă, tată, știi ce cred că se întâmplă, tată, noi mergem, suntem școlari acum, suntem elevi, tată, trebuie să mergem la școală, suntem copii miști, trebuie să mergem la școală. Ce, mă? Nu, dar nu vreau, dar nu, dar de ce, dar nu! Ia, get on, am pachetele, eu nu fac așa ceva, nu, eu nu mă duc, băi, eu-s bătrâni, hai, hai, vină tata, hai repede, uite cât de mișto e orașul ăsta, cât de mișto e tot locul ăsta, tata, aici, mă, ce casă mișto, tot e foarte mișto aici, tata, opa, tata, acum trebuie să mergem cu autobuzul la școală, tata, mamă, chiar sunt curios cum ăsta, tata, Nu vreau! Tata, nu vreau la școală, nu-mi place, tu vezi ce școală e mișto, e mai mișto aia decât la noi din oraș, tata. Asta, da școală. Ce fată frumoasă! Acolo să mă... Ce fată, mă, bă, ești prost, tata. Te uiți la mine și zici ce fată frumoasă și nesimțită, îți bagi de mine? Nu, uite acolo, fată frumoasă! Bă, ta... Ia, salut! Ce faci? Tata, nu mai fi așa ciudat. Scuzați, scuzați, este un copil ciudat. Bă, acum ești copil. Ce ești copil? Da. Ce? Da, și eu. Deci, nu, abia așteaptă să... Da, ai mers să tata. Da, hai! Să te joci, acum, hai! Ți-ai găsit cu cine? Nu, tată, acum ești la școală, nu te duci să te joci Minecraft acasă, vină repede ea. Salut! Nu! Da, wow, dacă pui apă pe scoare... Mamă, dar ăștia de ce vorbesc ăștia? Dar de ce vorbesc ăștia, mă? Da, toți vorbesc același lucru, tată, da, nu știu ce... Uite bănuțul aici, tată, fii atent, ia bănuțul ăsta, și fii atent, că aici putem să luăm o carte, cu bănuțul putem să luăm o carte și un pix, tată, o carte și un pix. Cu emoji ăsta ce faci? Confused emoji token? Ce ăsta, tată? Tată, ia un carte și un pix, ia, dă-i în partea dreaptă așa carte și pix, că avem nevoie. Mă, cât tare e școala asta? Bă, fraților, sunt la școală cu taică-mea, chiar avem nevoie, sincer, taică-mea la școală. Tată, ia fii atent, vezi să nu alunece aici. Bă, tată, ai grijă să nu alunece aici. Tată, bă, da, tată, bă, da, prost ești, tata, aluneca ca prost, ia să vedem. Salut! Du-te, păi plec! Asta e mai șmecher. Asta să credești. Tată, vino, ce bai, ce, tată? Uite în ghiuzdan, tată, ia, mamă, cum să fii tu? Așa, hai să mergem! Hai, repede, tată, doamne, iartă-mă, tată, ia, ia, ce, bănuți, ia, ce, păi, ce, păi, tată, opa, ce-i ăsta? Cu cardul, office, ce? Nu, ia, ce? Principal, păi, tată, cum am putut să intri aici? What? Păi, nu am voie aici, păi, tată, unde ești? Tată? Ce? Unde te-ai dus? Unde sunt jos, uite, la sport. Tată, unde te-ai dus, omule, că eu nu te văd, vină înapoi, unde ai plecat? Eu unde-s, bă? Tată, unde te-ai dus? Tată? Eu sunt în sală de arte! Ce sală de arte, tată? Tată, dar de ce n-ai venit după mine, bă, da? Oameni, cât de prost e taică-mea, bă, fraților! Doamne, deci nu-l mai supăr pe tatăl meu, chiar nu mai supăr. Tată, unde te-ai dus, omule? Poți să-mi explici și mie în ce parte te-ai dus? Când ai intrat în școală, unde te-ai dus? În stânga, în dreapta, unde te-ai dus? Dacă vrei să te iau! Bă, tată, bă, da, chiar e, bă, aici, sală, tată, ce faci, așa, aici, hai în art class, hai în clasa de arte! În clasa de arte, ia ce aici? Opa, bă, să te la școală, tată! Bă, tată, dar stai și tu cu mine, că mă plicisesc așa singur aici, nu cunosc pe nimeni, tată! Opa, ce... sala de arte! Bună ziua, da, sala de arte, ia, mă pun aici, vreau să iau și un loc și... acum o să mă sunăm pe Picasso! Bă... Da, tată, nu cred că desenează nimeni, nu știu ce se întâmplă aici. I really love this class. I can't wait to go home.
A, deci practic copilul acesta urăște, acesta gen vrea să ajungă acasă și ăsta iubește clasa asta. Da, am înțeles, e o clasă inutilă, după părerea mea chiar este o clasă inutilă, nu știu ce se întâmplă aici, nu se întâmplă absolut nimic interesant, este cea mai inutilă chestie. Păi tată, dar mă aștept și pe mine, ce tot faci, omule, că trebuie să fie aici și clasă. Hai la geografie, ia să vedem ce ne pregătește doamna de geografie sau domnul ce-o fi, ia să vedem ce avem aici, tată. Bișantină, în anul 1960 a fost inventat scobitul în nas. Tată, ce geografie, mă, că scrie algebra în spate? A, păi Bișantină, mă, dacă o îndege plus, plus un nas, egal cu deții de nas, adică o să iasă mucul din nas. Bă, tată, tu n-ai auzit ce-a zis asta? Că i-a zis? I-a zis că câinele lui ia, uite ce scuzare, are scuză că i-a mâncat câinele tema, tată. Ha, ce fraier ești, mă, dă-ți mă nici-a, pu, fraiera, Doamne, ce sunt cu clasele astea, bă, fraților, bă, ce e cu școala asta, mă, eu credeam, bă, tată, toate școlile sunt așa ciudate, adică, pe bune, mă, frate, uitați-vă ce invenții bagă toți copiii ăștia, ce tu faci acolo? Mine, bă, ia păi, pe ce tot faci acolo, tată? Doamne, iartă-mă, vine mă, care aia nu-i clasă, tată, ai acolo nimic. Ia, Cornel și să-i așa-mi dă ceacu, vreau să-l minte de el, ei, fii antenă, băi, acesta este copil. Da, da, tată, nu se mai oprește, tată, cum? Ok, oprește, tată, că deja ești afară, super adult tot, fără sport, unde e, bă, chiar, unde e sala de sport, tată, parcă ești că ai găsit-o, nu? Tată, vorbești cu mine? Tată, ce tot faci? Da, bă, șmecher, bă, e foarte tare, ce mă? Tată, unde s-a... Eu acum vorbesc cu prietenii mei! Doamne, da, bă, e șmecher! Tată, tu n-ai niciun prieten, vino repede, unde e mă sala de sport, n-ai zis că ai găsit-o sau ce ai găsit-o? Tată, mă bagi în seamă! Așa, matematică! Păi vino! Păi mă bagi în seamă, omule, vorbești cu mine, că eu dacă nu te aud vorbind, eu ce crezi că... Ce să înțeleg, tată, gândești? Nimica. Tată, nu, stai puțin, n-ai zis că ai găsit tu mai devreme sala de sport, ce doamne, tată, bă, tată, dă-mi și prost, mă, dă-i prost rău de tot, că eu, mă, deja nu-mi mai supăr, mă, câte prost rău să fiu? Da, băi, fraiere! Păi știu că ți-am zis în față, doamne, câte, bă, da, prost e, mă, taică, mi-am să zic, ce-i partea asta? Cred că, a, nu, aici cred că e cantina, tată, aici avem să mâncăm. Cantina, a, pe fiante mea, doamne, să mâncare, băieți, băi, fiante, băi, să moară. Ok, tată, bună ziua, bună ziua, da, vreau și eu, ia ce să comand aici. Așa, burgeru, bă, ce apă, eu mi-am luat apă, tată, eu mă pun aici frumos, uite, am apă aici. Unde e burgeru? Ce asta, lapte? Asta e apă cu vitamine. Lapte și bomboană. Da, tată, bă, altceva nu e la meniu, vezi, cred că probabil e... Eu mi-am comandat burgeru, ce o să mănânc. Ok, tată, știi ceva? Bă, tată, hai repede, fii atent. Bă! Doamne, și-a cheltuit toți banii, banii mai căsii. Bă, cum adică? A, adică vrei să cheltuiesc banii tăi, tată, să fac și eu să cheltuiesc banii tăi, nu? Nu, eu să cheltuiesc banii tăi! Da, și că așa te vreau, păi, bă, tată, doamne, ești prost, ce e aici? Tată, cred că, tată, vine repede, opa, tată, uite ce-am găsit, tată, mini game, ia, tată. Ia, e șoc ăsta. Bă, ce școală șmecheră, bă, credeam că e naș... Ia, tata? Ia, bă! Opa, ce se întâmplă? E basket sau ce e ăsta? Tată, ce se întâmplă aici? Burgers! Tată, ce e ăsta? Basket! Ia, ești atent! E dodgeball! Dar jucăm și noi? Throw dodgeballs, enemy, turn points, aaa! Ok, ok, deci trebuie să... Hai, mă, să vă bun, iasă! Interact cu dodgeball, da, hai mai repede, că știm noi ce se întâmplă. Ce se... Cum face, tată, cum se face? 3, 2, tată, ești pregătit? Tată, suntem 2 contra 5! Hai, 3, tată, 2 contra 5, dodgeball! Ia, repede, dă-i, i-am dat, aolo, bă, stai că pierd mingea, o, 3, 2, bă, da, am învit! Bă, vezi că da, și proști, ăștia-i greșit, tată, dacă te, o, mă, cum a trecut mingea aia fix pe lângă mine, mort, cum a trecut mingea aia, tată, trebuie să-i omorâm cât mai repede, sau nu știu ce se întâmplă, a, nu e pe puncte, tată, mă, nu moare nimeni, e pe puncte, bă, tată, ai grijă, dacă te atinge, ai pierdut punctul, cum ar veni, practic, ai grijă, fii atent, i-am dat-o în cap direct, bă, de ce așa la cap, opa, mamă, i-am dat-o la direct, bă, față, tată, i-am dat-o, 100, o ce? 1.30 remaining. Bă, tată, dar atunci bolul ăsta nu murea practic și gen să termina cum ar veni runda, nu trebuia singura dată care lovește prima oară, cum ar veni? Nu știu! Bă, eu am dat, mi-a apărut un dodgeball și un hit, adică nu știu care e faza cu un hit și cu dodgeballul, care e diferența între... Bă, tata, lasă-mă și mie mingile, tu nu vezi că ai o groază de mingi, de ce tot dai mie mingea, tată, ia, de repede, dă-i toți repede, hai să-i dăm pe tot jos, tot jos, într-o dată, tată, să fie tot jos, să nu mai apară niciunul. Hai că cu tine, tată, tu iei toate mingile de o dată în mână și niciunul nu atinge, adică ai făcut treabă.
Dei, hai tata, aolo, tata, fii atent, tata, ai grijă, dei cu câte unul în fiecare, de câte minge în fiecare. Hai, cam dat eu prost, tata, dei cu minge în fiecare, hai să-i dăm pe toți jos, tata, tata, dei, tata, hai, tata, aolo, tata, dar nu știu stare de nimic, mă. Băi, eu s-am mort pe toți, tata, dar băiat de ăla mort? Tata, am zis să dăm amândoi deodată în toți, să-i batem pe toți deodată, să fie toți încă unul. Bravo, mă, tata, în sfârșit, bravo, hai că ai nimerit odată să faci să-i batem pe toți dintr-o dată, tata. Tata, lasă-mă și mie mingea, nu mai luat-o mie mingea. Hai că deja m-am pictisit de ăsta, tata, cu tata, tata, deja cu tine nici nu mai suport. Dar vorbește și tu, tata, că nu mai pot să vorbesc în continuu. Bă, fii atent, bă, vedeți, bă, fii atent, unde ia mingele, stachează și de unde, 1, 2 și 3. Și s-ar mă vreau, că fii atent, mai avem 15 secunde, 5 secunde, hai, hai, ia-l, ia-l, 1, 3, 2, 1 și fii atent, am câștigat, time's up, well done, ia să vedem, cine e câștigătorul? Noi, tată, noi, ia, cum e, ti, opa, ce s-a întâmplat? De ce-i dat banii, băi, mai vin la ta? A, am câștigat, bă! A, câștigat! Mamă, cât... Mamă, trofeu și câte coinsuri avem, tatu! Sports Hell! A, cred că e același loc, nu? Da, nu mai are rău să mai intrăm, e același loc acolo, tată! Hai, repede! A câștigat, băi! Paradul nu baila! Da, tata, ai pe aici să mai vedem ce e în partea asta și după aceea vreau să ieșim afară, tată, că am înțeles că sunt și cluburi pe aici, sunt mai multe chestii, clasă de științe. Aici e... Ala științe! Ala științe! Ce sunt astea? Plânge și... A, emoji-ul... Tata, și mie, bă, bani, că n-am! Păi, ce sunt, da, tata, cum adică n-ai bani, n-ai câștigat, acum, ai, nu mai minți, tată. Library NFT, aici cred că sunt calculatoare. Opa, bibliotecă și calculatoare, tată. Ia, unde? Ia. Ați băgat Fortnite, un box, ia, ce casă? Da, Oh, ce mișto, da, pe aici, tata, interesant. Ce? Ești prost? Bă, 9 plus 10 e 19, nu 21. Tata, ești de acord cu mine? Da, bă, da, e prost. Bă, tata, și ce-ar fi niște mă să nici cândva ți-a scunsele aici? Dar nu cred că astăzi, nu cred că ar merge astăzi. Cred că altă dată, ce spui, tată? Da! Crezi că ai vrea să mergem aici să mai și cândva ți-a scunsele? Da! Bă, mă, eu zic că ar fi super tare, tată, nu știu, da, chiar ar fi super, super tare. Voi ce spune? Da, du-te. Tata, vii pe aici, ce mai sunt? Vreau să mai găsim clasic, fii atent, am înțeles că sunt niște cluburi cu petreceri cu de-astea, sala de engleză. Tată, hai să le testăm cunoștințele la engleză. Unde ești? Bă, ce e locul ăsta? Opa, intru aici? Și ce se întâmplă? Ah, nu-i nimic, ok. Tata, unde? Păi vine aici, hai la engleză. Vlăduș el micuț, așa ca pe batul ăsta, Vlăduș el micuț. Tata, vino, lasă pe băieții acolo, lasă-i tata, hai să vedem. Bună ziua, dar de ce scrie mereu algebră în fiecare clasă în care intrăm? Noi suntem la matematică, parcă e clasă de engleză, ce se întâmplă aici, doamnă? Așa, ia. Ok, deci ăștia, deci tot sunt cu acei... Tată! Mamă, tată, toți sunt la fel de proști. Hai, ieși afară, că n-avem ce căuta aici, tată. Școala asta e mișto, dar gen oamenii care sunt în ea nu sunt mișto. Adică, oare de ce e taică-mi aici? În fine, tată, hai să mergem, fii atent, că am auzit că în afară trebuie să ieșim de ce este ce. Eu mor, eu mi-a stăt așa. Tată, ia vină aici. Ia, știi să gătești, fii atent. Asta e sala de gătit, tată. Eu știu mă să gătesc, dar eu prăjit știu. Știi să gătești, tată, de-aia mor de foame, nu? Ia vină, hai, tată, hai, ce să gătești, tată, hai. Ia, tată, hai, bucătăria tatălui strict, ia, fă prezentarea, fă ca și cum, hai că mă prefac ca și cum am un telefon și te filmez ca să faci ceva, tată, hai, 3, 2, 1 și acțiune. O să facem o pizza la cuptor, dar nu la microondă, să fie antenă, o să ne ia doar 2 ingrediente, sunt aici cu cameramanul meu, Vlăduș cel micuț și ia să începem. Salut! Ești fie antenă. Prima oară o să punem pizza la cuptorul ăsta. Bă, ăsta e prăjitor, tată. În microunde. Prăjitor, ăsta e prăjitor. În prăjitor și după o să punem la microunde. Tată, o să punem la prăjitor pizza. Ce, e nebunit? Da, și eu știu. Așa, o să punem la microunde. Acum o scapte din microunde și-o dă la batul ăsta care o să ne pună sus. Tată, să bagă pizza la cuptor aici. Ce, domne, iartă-mă, tată, ce? Și acum o să punem pizza la tigaie. La tigaie, hai. Bine, frumos. Gata, și acum pizza este gata. De ce e iarsă? Dacă ai băgat un prăjitor, tată, spune-le la oameni că ai făcut-o special așa. A făcut-o specială pentru mine. Cam atât a fost să nu vă las niciodată după tatăl meu, după rețeta lui. Acum, bă, tată, hai că ai stricat de tot, bă, tată. Bă, tată, unde te-ai dus? Tată? Alo? Unde-i baia? Tată, ieși afară în grădină, a? Tată, ce aici? Ieși afară în grădină, tată? Mă ajung!
Hai că ești prost așa. Stai, așa că nu te-am să hai că s-a stins, tata, s-a stins urmarea aia. Hai, vină repede, ce-i în partea asta? Opa, opa, aici am fost? N-am fost, da? Sau aici? A, aici e minigame-ul ăla, pe aici am fost și acum, hai să ieșim afară, tata. Opa, tata? Mamă, cât a terenul de rugby de astea. Mamă, câte șmecherii sunt pe aici, tată. Și în partea asta ce se află? Ia vină repede. Ia. Ce asta? Ia ce aici? Unde, mă? Ai mini game. Altul. A! Tată, aici anotăm. E Bazil. Opa, hai. Doamne, tată, nu mai faci așa că ești doar tot, dacă te auzi la cineva, ai oricum să știe. Mamă, tată, suntem aici la bazinul, la olimpiadă de not practic. Tată, uite-te câți oameni sunt aici după noi și câți oameni concurează, tată. Acum o să concurăm și noi și tată. Bă, eu nu știu să not. Eu nu știu să not. Tată, câștigătorul practic o să câștige, tată, cum ar veni. Și primim trofeu, așa că trebuie să ne alegem amândoi locul nostru, tată, și să vedem. Tată, ești pregătit să noți, da sau nu? Da. Nu, unu și go, bă, de ce mergi în toată partea asta? Nu, tată, mi-a dat afară. Nu, tată, fii înainte, ta, stai înainte, nu, opa, bă, tată și înapoi, prostule, bă, cum ai, te-am împins. Din greșeală, tată, te-ai băgat în fața mea, dar nu știu cum ajung să-l simt prin fața mea aproape așa, tată, cum adică ai ieșit? Opa, mergem, tată, gata, acum nu mai prins fraiere, tată, deci dacă nu mai prins, eu trebuie să... Păi, tu ești prost? Ba, da, tată, le ia fiecare, gândești, așa, uite, gata, e luat, de unde știi că nu l-am luat, tată, de unde știi, ești tu în poziția mea sau ce? Ba, nu l-am luat. Tată, pe cred că cam suntem în echipă. Păi da, ia stai puțin, tată. Ia stai tu acolo, fii atent, tată, hai să facem, dar nu, mă, că fiecare trebuie să-l ia pe lui, tată, nu merge așa. Fiecare are pe lui, nu e, e gen, așa e. Le teleportează, mă. Ce teleportează, mă, tată? Păi înseamnă că doar eu le-am luat, dacă pe tine te teleportează, tată. Hai să ieșim, gata, tată, că nu mai. Nu, tată, fii atent, avem o petrecere aici în oraș, putem să mergem la petrecerea aceea, tată, dar înainte să mergem, ia fii atent, vino pe aici, hai, salut, fii atent, tată. Salut, tată, ce bun. Ok, tată, știi ceva, cred că nu mai mergem la nicio petrecere, cred că o să mergem altă dată la petrecerea din aceea. Hai, fii atent, hai, cam o fotbal, rugby. Hai, e prost, hai, chiar, dacă vrei să mai vedeți experiențele cu noi la școala aici, în școala asta, să experimentăm, că e frumos, că sunt foarte multe lucruri. Da, tai că mă să crede Ronaldo, aici e fotbal american, el zice că e la fotbal normal, în fine, deci acum, în partea aia, am auzit că este un club, am auzit că sunt mai multe chestii, putem să ne achiziționăm și mașini, sunt foarte multe petreceri, sunt foarte multe lucruri, putem să ne jucăm și v-ați ascunsele aici, dar asta rămâne dacă voi vreți, tată, hai acasă, s-a terminat ziua de azi, hai! Vlăduț! Ce vrei? Ce ceva? Prins, tu ești! Da, vrei să ne jucăm leapșa, tată, a? Ia, bine, ok, hai tată, tată, crezi că mai ai vreo șansă, doar peste tine, tată, gata, tu ești fraiere, gata, tată, tată, știi ceva? Am auzit ceva, tată, fii repede, tată! Tata, English or Spanish? English. Baby, you got something in your nose. Sniff it. Vladuț! Ce faci, Vladuț? Ce vii, mă, așa, tată, bă, tu, tată, vrei să fac infarct, ce, Doamne, iartă-mă, pleacă de aici din cameră, lasă-mă să dorm, tu nu vezi că dormeam și eu, mă simțeam și eu bine. Nu vreau, să facem un challenge, că știu că tu mă iubești, băi, și fetița mea, băi. Tată, nu știu să vorbești, bă, du-te de aici, tată, ieși din cameră, să nu te mai văd, că deja mă nervios, tată, ești nesimțit rău, pleacă, bă, fraților, bă, ce vrei, tată? Ce tu vrei, urcă înapoi și lasă-mă în pace să dorm. Vladuț, eu am un challenge pentru tine, băi, ce am tine, vreau ca tu să mici da pentru 24 de ore. Ce, mă, să zic eu ție da pentru 24 de ore? De ce să zic eu ție da pentru 24 de ore? Pentru că dacă nu, o să se apiale și o să-mi dăm iară în lavă. Da? Da, tată? Da! Și tu? Da. Tu după cum mai trăiești, tată? Că banii doar eu își fac în casa asta banii și eu îți dau banii, tată. Tu mai faci tu vreun bani și nu știu eu, tată. Hai, lasă pianul în pace. Domnule, bă, tată, da. Ce? Tată, dar tu chiar, bă, tată, de ce mai făcut? Pentru ce mai făcut dacă ești așa de prost? Zi. Păi te-a făcut că ești al meu și eu să fii mereu al meu. Așa că fii atent, dacă nu zici da, 24 de ore,
Da, da, o să fie, uite, uite aici o să fie, uite aici. Da, bine, bine, tata, de cu tine te un pian ca să-ți distrugi toată casa să nu mai unde trăi. După ce că tu ești amărât, tată, în momentul de față, tu nu mai ai niciun ban, doar eu muncesc în casa asta, tată, dar eu fac bani prin pianele astea, tată. Așa că, ha, mă, bine, hai, lasă-l, tata, lasă-l, te rog, hai, că, hai, că fac, spun, da, pentru 24 de ore, ce să-și fac. Nu, ce, tata, mă, tată, strigi de tot pianul, bă, da-ți bagi joc chiar așa de mine în ultimul hal, tată, tată, dar nu mă... Tată, 100%, hai, du-te că nici nu știi să-l aprinzi, lasă-mă, du-te de aici, tată, am zis. Tată, du-te de aici, dă-te că-mi strici, omule, doamne, zi, tată, hai, tu zic. Păi, ce, da, la ce să zic da? Că ești prost, băi, la 24, adică tu o să zici ce vrea eu. Păi și la ce să zic da, dacă tu nu mi-ai zis nimic, tată, tu gândești, bă, dar prost. La orice, la orice întrebare spun eu. Și mi-ai pus o întrebare până acum și nu știu eu? Da, ești prost? Da, că stau cu tine, da, aia. Da, tată, vreau să mă joc, doamne, hai, lasă-mă, mă joc acum pe calculator, wow, foarte amuzant, tată, da, da, wow. Nu, wow. Easy, bă, easy, da, bă, tot ești fraier? Da, tată, da. Fii antenă, băi, fii antenă, hai, vină, vină, vină. Doamne, nu mai suport deloc, unde să vin, tată, ce mai vrei, da, vin, hai că vin, ce hai. Vrei? Ce? Hai, hai că vin, zi, ce vrei? Unde să vin, mă, omule, vorbești cu mine? Bă, dar ce ești așa, dar nu vorbești? Bă, vrei să vorbesc eu în continuu, tata, tu nu știi să vorbești? Ce? De ce tot vorbesc eu în continuu și tu nu vorbești deloc, tata, ci că vină după mine, dar nu zici unde mă duci. Ok, tata, vreau, stai și vreau, nu-i șantele, vleduți, hai să parchez aici, vleduți, fii antenă, eu conduc cel mai bine, nu? Da, tu conduci cel mai bine. Ei, uite, fii antenă, vleduți, fii antenă. Bă, dar tata, nu mai vorbi așa, mă, omule, bă, știi să vorbești, vorbește ca lumea, dacă nu plec acasă, că mai deja mă enervez, nu e nimic amuzant, hai, ce faci, doamne, 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 deci, om mai prost ca asta n-am văzut în viața mea, mi-e și rușine, mă, că e, hai, doamne, nu, deci chiar nu mai înțeleg nimic. Vlăduț, tu crezi că scap de mine? Da, credeam că scap de tine. Mă, dar de ce, bă, așa, adici am trebuit. Păi n-ai zis să zic da pentru 24 de ore. Păi da, și de asta am zis da, tu gândești, bă, tată, dar tu uiți ce spui, mă, tu. Păi ce, păi da, tu vorbești, tată, ca să taci, eu dacă nu vorbesc, nu vorbește nimeni și nu se mai... Ok, deci am trebuit, Vlăduț, vreau ca tu să zici și nu faci asta că iubești. Vrei să faci asta? Da, vreau să fac asta. Bună. Da, e fată. Bună fată, te iubesc, da. Așa, tatăl meu a zis. A dat-o pe cameră, a dat-o pe cameră. Da, foarte amuzant, tată. Wow, ce să spun, așa, altceva. Hai, că deja mă enervez, tată. Bă, da, tu sigur. Bă, da, ce așa amuzant, tată? Tu ai o vârstă, ți se pare amuzante chestiile astea la vârsta ta? Da, deci eu antenă, băi, vreau să-mi cumpăr de la ăsta două cutii de pizza cu pepperoni. Ce să-ți iau, mă? Păi dă-te să văd, ia, două cutii de pizza cu pepperoni, ok, două cutii de pizza. Păi, dar n-am bani din aceea, tată, am doar bani de ăștia, n-am eu banii ceilalți. Ai tu? A, băi, nu! Păi nu, păi... Trebuie să faci cu banii tăi, nu-mi pasă, ai, cum păi, n-am, tată, am doar, da, nici aici n-am nicăieri, uite, doar ai, n-am, trebuie să, oh, tată, trebuie să mergem acasă, că eu n-am de ăstea, n-am mărunțiși din acesta, hai repede acasă, hai repede, mergem okay, sau hai, mergem? Hai, da. Păi spune da, tată. Da! A, păi, hai, bine, gata, tată, vrei să spui tu da în locul meu? Nu! Bine, hai, că mă duc acum, stai, așteaptă-mă aici. Așteaptă, du-te tu și caută, ai văzut de care bani erau, da, du-te tu și caută și ea. Nu, tu caută, fiule, lăsa că tu cauți și așteaptă, da. Da, cauți că sunt adoptat, de unde să știu eu, tată, că tu știi toate treburile astea și cred că sunt, pentru că nu, tu, mamă, deci chiar nu mai suport, mă, pe omul ăsta, bă, da, e așa de infernal, eu chiar nu mai suport, eu nu înțeleg cum, doamne, iartă-mă, cu atât să mă duc în final, să mă duc repede să caut banii, mă duc pe aici, unde aveam banii aia, păi, că nici nu mai știu unde am banii, cred că i-am pe aici, prin dulapul ăsta, nu am prin dulapul ăsta, stați puțin că trebuie să-mi reamintesc, bă, dar nu mai suport deloc, bă, e, bă, ce se pare normal, mă, omul ăsta, v-ați rezista, să stați cu el, chiar sunt curios. Gata, în sfârșit am găsit toți banii, acum trebuie să mă duc repede afară, tată, unde ești, tată, hai că am găsit banii, ce? Da, foarte amuzant. Bă, tata, dar tu, bă, tu pe ce planetă ești, mă, omule, de ce nu vorbești, de ce mă lași doar pe mine să vorbești, ce înseamnă, purcării, bă, tată, nu te mai suport, știi ceva, hai că plec, pa. Nu, vă duci. Ce, bă, tata, bă, ce e asta, doamne, bă, ăla nu-i câine, bă, ce, doamne, iartă-mă, sunt, tâmplă, bă. Bă, stai nebun, mă. Ești datul meu, da, ești datul meu. Bă, stai nebun, mă. Și doamne, iartă, mă, tată, vrei să-ți mai spun da pentru 24 de ore sau nu-ți mai spun? Da! Păi da, da peste tine și peste animalul ăsta ciudat care e de schelete, mă, tată, ce, tată? Ce
mine? Tată, poți să nu mai fii ciudat? Hai odată, tată. Tată, dar nu înțelegi de ce zic ca să vorbești, tată. Hai odată, vino. Mă, lasă-mă. Acum, lasă-mă ciudățenia asta de nu știu ce e, tată. Doamne, tată. Tată, ce tată, omule. Bă, tată, am zis să vii. Ce tu? Mă, tată, ce? Mă, ce? Bă, Vlad, de ce am vrut ca tu să-mi cumpere o mașină, băi, nu! Vreau să-mi cumpere un helicopter! Așa că o cumpere, asta nu, asta că am uitat, bă! Nu trebuia să-mi cumpere barcă și mi-a luat pizza! Da, tata, scumpăr ce vrei, dar tu vezi, bă, dar tu gândești, mă, bă, dar chiar așa de prost ești, tata, tu n-ai grijă nici de mașină, o bagi în toate porcările astea, mă, tata, tu gândești? Bă, da, și am tine, eu? Parchezi cel mai bine, nu-i așa? Da, parchezi cel mai bine, strici mașina de tot, vai de capul tot, tata, să râdă toate fetele, dacă te întâlnești cu o fată, să râdă de tine, da? Doamne, iartă. Da, vă zic să zic, da? Da, ia cu Pepe, ia, bă, aolo, stai, bă, pleacă, mă, cu ăsta, că nu-ți mai țeau nimic, tu, mă, dai, vrei să-ți iau ceva și tu ce faci, omule? Bă, ai probleme, mă, bă, da, nici nu ți-am luat ce trebuie, cheltuiesc banii iurea, pepperoni pizza, ia, pepperoni pizza, ia, da. Fiate. Și asta nici nu cred că are nimic, ba, da, mă, are, hai, mănâncă, ia, altceva mai vrei? Altceva mai vrei? Altceva mai vrei? Da, vreau un helicopter să cumperi. Tu unde să-ți cumpăr eu elicopter, mă? Vino! Păi și să cumpăr elicopter, ce? Doamne, tu măcar ai niște dorințe reale ca să spun, dar ceva e real ce se poate întâmpla? Vreau să cumperi un helicopter, uite! De unde să-ți cumpăr elicopter de aici? Nu știu, vorbește tu, eu îți dau bani, îmi zici cât costă și-ți cumpăr. Uite, da, wow, foarte amuzant ești, tată. Și cum scoți elicopter de aici? Te-ai gândit, mă, ce sunt cu prostiile cu hologramele astea, tată? Mă, tată, ce sunt cu prostiile astea, cu hologramele astea? Termin odată, ia-ți ăsta de aici, doamne, tată. Bă, dar nu gândești, mă, deloc, tată, poți să fii și tu. Dar de ce te-ai de mine, băi? Păi da, gândești, mă, omule, ce sunt cu hologramele astea? Dintr-o dată apare tu. Cine te crede pe tine că ăsta e elicopter? Tată, cine te crede pe tine că ăsta e elicopter real, că e hologramă? Tu gândești, cum apare un elicopter dintr-o dată? Tu te auzi, bă, tu gândești, mă, omule. Bă, dar tu chiar așa... Tu îți mai fost, mai pași mult joc de mine. Bine, mai fii antrenă, nu știu că poți să pleci la școală. Da, plec la școală, că cu tine nu mai pot să stau, cred că mai bine stau cu ăsta de la școală. Hai, adu-mi și mie mâncare, ia, hai. Ok. Ok, și ce ok, mă, tată, ce ok, bă, doamne, iartă-mă, ce ok, mă. Tu ești mâncarea. Da, foarte amuzant, hai că am plecat, hai, rămâi tu aici, bă, deja nu mai spăr, bă, chiar așa. Nu scap de șpruți. Tată. Așa vreau să-ți fie antenă. Tată, poți să fii un om normal. Ok, gata, fii antenă. A, bă, tu te abați. Tu te abați de la niște chestii. Mi-ai zis să spun da pentru 24 de ore și tu faci cu totul altceva. Tu gândești, mă? Ok, hai la mall. Da, hai la mall. Și ce facem la mall aici? Ia să vedem ce facem la mall. Uite-te cum ai băgat mașina, tată. Vine puțin. Uite-te puțin aici. De ce râzi că strigi mașina? Eu parchez cum vreau, ai înțeles? Da, am înțeles. Hai, ce vrei să-ți iei de la mall? Ok, ia vreau pe mai... Nu mai supăra, fii antenă! Ce, nu te aud, bă, tată, vorbește-mă cu mine, bă, dacă tu vorbești cu mine, vorbește cu mine, nu te duce în față așa, ca nebunul, vorbește față în față cu mine, așa să vorbește cu un om normal, respectă omul. Nu! Ce antenă, vreau ca tu să cumperi ăsta! Ce să-ți cumpăr, mă, respecti tu cumva? Și nu știu eu? Da, ăsta, bă! Nu știu cum îl cumperi pe ăsta. Da, ia-l și-l dau eu banii la doamnă, să rămână. Vreau să iau eu calculatorul ăla, luați, de fapt nu toți banii, stați puțin. De ce să râs mâna? Lați așa, bun, perfect, toți banii ăștia. Atâta e, tată, ia, e bine? E bine? Zi. Da. Hai să mergem. Hai să mergem odată, hai. Hai sus. Le-ai luat, hai, tată, hai, unde mai vrei? Ce mai vrei acum să mai cumperi? Ce mai vrei să mai faci? Vreau să cumperi televizorul ăsta. Dar tu vorbești cu mine, mă, omule, tu cu cine vorbești? Oamenii ăștia sunt sperie de tine, zic că oamenii ăștia că tu vorbești cu ei. Eu, tu nu vezi unde sunt eu și unde ești tu? Eu văd că tu să cumperi televizorul. Mă, tată, dar eu nu glumesc, mă, eu nu râd. Dar eu, bine, ia, cumpăr, bună ziua, vreau să cumpăr televizorul acela de acolo, luați toți banii, ia, vezi, bine, tată, am dat toți banii, perfect. Da, bine, hai că deja mă enervez, hai să mergem, unde mai mergem acum, ce mai vrei, ți-ai luat televizor, ți-ai luat calculator pe... Dar pentru ce mai vrei calculator, că ai trei calculatoare, mă, omule, suntem două persoane în casă, ce faci cu trei calculatoare? Ia, bine, mă, vreau ca tu să cumperi un covor, ia scovorul ăsta, hai că ăsta e mai ieftin, poftim toți banii, dar aici
gata, tata, hai că am luat și covorul ăsta, hai să mergem, unde, ce mai vrei acum? Nu mergem, da. La cumpărăm! Păi ce să cumperi, mă, ce cumperi de aici? Uimește și pe mine, bă, aici e sus, tata, e acoperișul, tata, unde te duci? Ce? Vreau să fie între, să fie între, vreau ca tu? Da, du-te, du-te! Bă, tata, unde ai spune, mă? Ce s-a... Fac ce zic eu să te arunc! Fac ce zici tu, tata, dar eu țin să nu mergem aici sus, că ai văzut ce se bate întâmplă, ți-am arătat o demonstrație. Ok, nu-ți fie antenă, eu o să-ți dau o pedeapsă pentru asta, atâta! Dacă ești rău, o să-ți dau daună, așa că să mergem! Da, dacă mai sunt rău, o să mai dai, hai să mergem, tata, ce e mai... Așa? Da, da, așa este, ai dreptate, ești cel mai tare, ești mic, ai dreptate, altceva ce mai vrei să mai facem acum, tata? Hai ce mai vrei, tata, de ce faci ca un copilaj micuț, ca o fetiță? Bă, tu să cumperi telefonul ăsta, uite, de 1000 de lei! Bă, tata, cine mai folosește telefon din acesta, tata? Pentru ce nu mai ai nevoie de el? Bă, dar fii întâi, ia pregărește de acum un an care i-am la mine, uite, ia șocolata și uite, și asta, vreau ca tu să le mănânci pe toate. Bine, gata, băi, dar nu e foame acum să mănâncai că mănâncă ăsta, gata, mâncat, hai că mănânci ăsta, gata, tata, nu mai e foame. Pentru ce voi? Ai, gata, să-i plăt. Telefonul ăla. Gata, cel mai prost telefon de lume, tata, pentru ce lei? Pentru ce tu nevoie de așa ceva? Opa, fii atent, nu vreau ca tu să cumperi ăsta. Hai să nici cum. Hai să cumperi, bă! Tatăle strâmbă. Tatăle cu mine. Hai, da, poftiți toți banii, da, aici luați toți banii, gata, tată. Unde ești pe ăsta? Unde ești? Unde ești, mă? Fii atent, așa că hai. Bine, gata, hai că plătesc. Poftiți toți banii, luați toți banii, că deja nu mai. Și pe ăsta. Poftiți toți banii din lume, gata, hai, tată, mai. Ce mai vrei? Gata, atâta? Nu, vino. Ce mai vrei, mă? Bă, dar tu vrei să cumperi? Păi, dar nu mai ai niciun ban, tata, am aruncat toți banii acolo. Nu mai am. Fii antenă. Da. Ia vino. Ce? Ia pune telefonul acela. Telefonul meu? Da. Sau ăla de l-ai cumpărat tu? A, nu, unde ăla? Ia pune-l. Gata, l-am pus, hai, că deja mă enervezi, hai, să-mi cumperi tu altul, că ești nesimțit, tata, hai, ce? Cumpăr fraiere! Da, bine, bravo, hai! Fii-antele, vreau să-mi cumpăr și setul să recuținte, uite, și șofar frie, vreau să-mi cumpăr, uite, pe asta! Bine, luați banii, cumpără ce vrei, tata, altceva mai vrei, pentru ce ai nevoie de atâtea chestii, domnule? Să-l iau! Ce faci, mă, omule? Bă, da, știi ceva? Tată? Mersi? Tată, o să plec. Mersi? Nu, hai! Fii antrenă, vreau să cumpăr și cu bine, de aur, bă! Am dat toți banii din lume, cumpără ce vrei tu din magazine, gata, termină, altceva, hai să plecăm din mall-ul ăsta, hai să facem ceva mai interesant, tată, dacă măcar să facem ceva interesant, că deja mă enervezi, omule. Da, tu cine să... Ce vrei, tată, ce mai vrei? Vrei să mă duc într-un bun, ce vrei să fac? Tată, vreau ca tu să-mi dai un pic pe buze. Ia vină, bă, mamă, ce e cea? Mă, ce, doamne, iartă, de ce sunt într-o pădure? Ce aici? Mi-a dus! Ia... Zic, da, pentru 24 de ore, nu? Da, zic, da, pentru... De ce m-ai adus iar aici? Tu unde ești? Păi fii antenă, bă, eu sunt cu camerele pe tine! Nu să mă vezi, și nu stai de 11 pe compromul vreduța, intră acolo, trebuie să intri în casă! Da, măcar știu ce s-a mai întâmplat aici, dar mi-e frică. Tată, tată, de ce mai... Bine, da, hai că mă duc și sunt singur acum, tată, vrei să-mi spui tu mie? Da! Aolo, sună aici, aolo, tată, dar știu ce se întâmplă oarecum, da, să zicem... Tată, dar nu vreau să fiu singur aici, tată? Eu nu te-am suflet, zic, pentru 24 de ore, deci ești pe cam propriu, fraiere! Da, bine, zic, da, pentru 24 de ore. Ce s-a mai întâmplat, că nu mai știu ce trebuia să fac, tata, unde trebuia să merg? Alo, tata? Auzi? Tata? Tata? Nu te ajut! Tata? Ok. Așa face, bine. Ok. Deci îl bagi... Taci! Ce s-a zis? Tata, mi-e frică! Nu! Hai, vreduți, intră! Vreduți, vreau ca tu să intri în așa, că intri, vreduți! Da, dar nu mai știu ce să... Nu mai știu unde trebuia să merg, nu știu ce trebuie să fac, tata! Acolo, vreduți pe acolo, prin stânga, da, așa! Hai, vreduți, vreduți! Tata, e plin de muște pe aici. Ok.
Hai că e bine că măcar pot să intru pe aici. Pot să... Nu, nu, nu. Nu, nu, nu. Nu, nu. Ok, iar eu stau aici. Iar eu stau. Nu, hai că plec. Încerc să fug. Încerc. Tati... Da, mă duc. Iar mă văd pe aici rău de tot. Hai, tata, tata, nu mai, nu mai, gata. Medus, aici afară. Medus, medus. Da, nu, nu. Nu, da, da. Nu, nu, nu vreau aici. Nu vreau. Nu vrei să zici tu. Nu vrei să zici, nu trebuie să zici, da. Nu așa că vrei aici. Da, da, vreau, vreau aici. Ha, ce fraier ești. Nu, bă. Medus, bă. Lasă mâna asta ea. Lasă mâna asta ea. Gata, nu. Vreau, vreau afară, gata. Leduț, leduț. Leduț, frate, n-am o întrebare. Inici o speriști? Tată, lasă-o. Leduț, stai-mi așa că o să-mi spun la întrebare. Inici o speriști? Da, e, e inglesă. Tată! O să plătești. Bun, hai să mergem acum direct la Tecnoca. Mamă, și-a pus toate chestiile astea pe aici. Uite, televizor. Ce, ce, ce? Ce, mă? Bă, bine că mai trebuie să mă deșeam de nu mă plătăți. Vreau să merg în casă mă de vacanță, care am făcut-o doar eu singur. Că tu mi-am să ajungi, bă, și fie antenă, o să mă duc în piscină. O să-ți mă la fotbal, în pat, o să mă cocktail. Așa că, bă! Cum să zici, bă, dar nu te-am înțeles, mă, tată, stai puțin, stai, tată, 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 stai, mă, puțin, stai, vorbește cu mine, fii atent. Bă, și ce-ai pus, mă, tată, ți-ai făcut toată camera aici, mă, tată, nu mai ai loc unde să stai, ți-ai pus toate lucrurile pe aici, ce caută farfurie asta pe aici pe jos, pentru ce ai pus o farfurie pe jos? O să fie design, așa că las-mă, bă, bă, ce că să fie? Să fie de design, așa că las-mă, bă, bă, ce că plec în casa mea, e vacanță, care l-am făcut-o doar eu singur, am contribuit. Pe care ai făcut-o doar tu singur, dar n-ai făcut-o doar tu singur, eu ți-am făcut-o, tu nici măcar n-ai contribuit la ea, ai contribuit doar să faci scara aia. Hai, du-te, du-te, tată. Du-te, hai, lasă-o în pat. Bă, ce-i mâncea? Bă, ce-i camera mea de gaming? Hai, da, pa, frere. Bine, pa, doamne. Da, o, foarte amuzant ești tu, tată. Bine, lasă, bine la tată, lasă că vezi tu. Bun, acum fiți atenți. O să le costumăm în acea femeie și o să-i dăm drumul la treabă. Deci o să fie interesant pentru că tatăl meu, practic, el a zis că o să se ducă acolo pe plajă. Asta înseamnă că femeia o să vină pe plajă la el. O să se întâlnească cu el pe plajă, să fie mai interesant. Că, na, ești la plajă, până? Maricele, unde ești, Maricele? Unde ești, Maricele? Doamne, doamne, ce strigă, mă, omul ăsta? Unde, doamne, iartă-mă, e, mă, taică, mai că deja mă enervează. Hai că începem să recostumăm și după vedem să ne întâlnim. Să sperăm că o să meargă totul bine. Trebuie să ne punem și vocea să fie totul bine și abia aștept. Spuneți voi ce credeți că se va întâmpla. Credeți că va pica în plasă? Credeți că îi va place tatăl meu de acea femeie, practic? Și dacă femeia va rezista să stea cu el? Chiar sunt curios cum o să se comporte, taică-mă. Chiar sunt curios. De asta vreau să fac această farsă, pentru că sunt foarte curios. Bună, eu sunt Mirela, așa o să mă chemi pe mine și eu o să mă pun împreună cu tatălui Vlăduț. O să-l caut pe domnul Cornel pentru că l-am urmărit pe Instagram, l-am urmărit pe Facebook chiar și arată super tare și am auzit că este singur și are și un băiețel de care el are grijă și chiar îmi place un om care are grijă de familia lui, de chiar este așa familist și am înțeles că se află acum. Ok, deci după cum puteți vedea, în momentul de față, eu am vocea pusă. Ce, doamne, se aude? Salut. Ce se aude în continuu? Ok, deci trebuie să trecem repede la subiect. Mă, ce, doamne, iartă-mă, se aude așa. Nu, deci trebuie să trecem repede la subiect. Am vocea pusă, dar o să fie o voce mai așa, să fie chiar să trasc de fată. Și, practic, acum m-am costumat în tată, în Mirela, cum am zis eu, o să cheme fata aceasta. A, uitați-vă aici. Oh, fiți atenți, secundă, repede. Cred că m-a văzut fata. Mă, cred că a văzut-o pe Mirela, practic. Cred că m-a văzut. Ia să vedem, suntem aici. Bună. Alo? Alo, bună. Salut, bună. Te uitai la mine, s-a făcut și noapte așa. Ok, s-a făcut noapte în stat. Ce s-a văzut, cine salută? Ola, cine? Ai, ok. Auzi, bă, s-a făcut și noapte. Și nașpa, dar de ce s-a făcut? Ce s-a făcut noapte acum? Că voiam și eu. Auzi, ia vine puțin la mine. Tu ești cumva domnul care stă la casa aia pe nume Cornel? S-a făcut zi, așa, repede. Da, salut. Da, de ce? Tu ești Cornel, și am auzit că ai un fiu, nu? Da. Păi nu știu, am...
Nu știu cum să spun, dar asta este casa ta, ai două case, ai una aici pe plajă, chiar așa, de bogat ești tu, ai atâția bani tu? Da, sunt bogat! Ah, ok, am înțeles, dar ce s-a auzit? S-a auzit ceva? Nu știu, cred că fasolele de ieri, nu știu, pe casă s-a auzit. Ah, ok, fasolele de ieri, am înțeles. Păi și, ai două șezlânguri aici, uite, noi suntem două persoane, chiar foarte frumos suntem, ia să mă pun și pe șezlângul acesta aici, foarte... Dar de ce ții pe așa la mine, mă Cornel? Adică, de ce ții pe la mine? Mă, și sperat, cred că plec, hai că... Pa, cred că am greșit, cred că nu ești eu domnul care are casa, nu. Cornel. Frumos, stai! Ok, deci fii atent, hai că stau, ești tu, glumesc sau nu știu ce faci, în fine, hai, vreau și eu să vorbesc ceva cu tine. Da, vreau și eu să vorbesc ceva cu tine, păi am înțeles că eu sunt nou în oraș, vreau să spun, abia am ajuns în orașul acesta și vreau să spun că am auzit foarte multe chestii despre tine, că aș cum ești cel mai, nu știu, adică te-am văzut acolo pe afișe, pe chestii de genul și mi s-a părut că ești foarte drăguț, foarte drăguț. Ascultat de poliție? Nu? Vreau să mă prind la poliția pe mine niciodată, bă! Hai că e prost, bă, și taică-mi ăsta, doamne, deci vreau să-i fac niște fară să mă costumez într-o femeie și de prost. Unde, doamne? Ia uite-o. Oh, da! Sunt Aquaman! Oh, tu ai super puteri! Ți-a făcut frumoasă? Da, mi-a plăcut. Da, frumoasă! Ai super puteri tu, mamă, cât de tare ești! Ah, îți mulțumesc că mă auzi? Știi ceva? Mie, ca tot îmi zici că sunt frumoasă, eu vreau să spun că și tu ești foarte frumos și mi-ar place să petrec așa timp cu tine, să fim împreună, mi-ar place super tare mult, nu știu de tine, adică am văzut că m-ai făcut frumoasă și deja încep să prind cât de cât curaj. Da, frumoasă, așa te vreau. Da, dar tu ai probleme de fapt așa mereu? Sau ce ai pățit? Ai mâncat fasole? Ce ai mâncat? Da, fasole cu cârnați! Păi, dar e cam dezgustător să faci așa ceva în față la o fată, dar te iert, eu te iert. Adică, dacă ești dezgustător în fața fetei, apoi întoarce-te! Ca să nu fie în fața ta! Păi, dar hai, nu mai fi... Gata, nu mai fi așa glumesc, gata, termină cu asta, hai că... Ok, am înțeles, da, nu pot să mă super pentru că și eu, și noi ca fete facem același lucru, adică și noi tragem pârțuri, facem chestii de gen... Da, bine. Da, cum te cheamă pe mine? Păi, cum crezi că mă cheamă? Uitându-te tu așa la mine, care crezi că este numele meu? Mama! Cum adică mama? Ce mama? Mama nu e nume. Adică nu, adică stai! Stai că mă sună mama! Băi, prostă, băi, ați văzut cât de emoționat pare, chiar pare super emoționat și nu știu care e faza, dar chiar pare super, super emoționat și să comporți puțin diferit, dar tot să comportă prostesc, adică trage părțuri așa, toate chestiile astea, bă, e cam prost, e așa de fel, taică, gen, pe unde, hai că ne revenim în rol acum. Gata, ai vorbit? Salut! Ce se aude? Nu știu, uite, cred că e porcul de acolo, nu știu, vorbesc porc, uite, ai porc acolo, hai, lasă oameni, hai să vorbim noi, spune-mi, deci, cum crezi tu că mă cheamă pe mine, înainte să spun, cum crezi că mă cheamă pe mine, ce nume mi-ai dat tu, așa, uitându-te la mine, ce nume crezi că am? Maricela! Nu, începe cu M, pot să zic că începe cu M, începe cu Mi, cu Mir, hai că zic Mir, începe cu Mir, ce crezi? Cum mă cheamă? Mirela? Da, de unde ai ghicit? Păi scrie acolo, la tine! Da, știa! Da, deci îți place, a înțeles, ok, deci... Stai puțin, tu zici că am fruntea mare de vezi, te scrie pe frunte la mine sau ce? Tu mai la miște acum, stai puțin, eu voiam să vorbesc cu te... Stai tu, tu mai... Nu! Ok, am înțeles că glumești, dar nu mă la pe mine la miște, tu glumești cu mine, mă iei pe mine la miște, păi acum plec de aici, că deja mă nervezi, tu mă iei pe mine la miște, nu? Nu, lasă-mă în pace, dar... Nu, gen, îți scria pe frunte? Adică scria că ești frumoasă pe frunte! Adică, păi da, și scria pe frunte, adică am fruntea mare și are loc să scrie, nu? Bine, hai mă, lasă-mă în pace, că... Nu, ai fruntea mică, dar am eu ochii mari! Ai, ochii... Foarte bine! Bine, ok, eu știu de tine că te cheamă Cornel, dar tu câți ani ai? Eu ia să văd, 1, 6, 7, 8, 41! 41 de ani? Ok, eu am... tu cât să-mi crezi că am eu? Așa, uitându-te la mine! 61! Dar tu chiar îți bați așa joc de mine, mă, nesimțit? Tu chiar ești așa nesimțit? Chiar voiam să fiu prietenă cu tine? 41, nu! Am zis în greșeală, 41, 41! 41? Adică mă faci bătrână? Eu par bătrână? Stai puțin, tu îți bați joc de mine? Pe 41, dacă ai 41 de ani, nu înseamnă că ești bătrân! Sau bătrână!
Nu, eu am, n-am 41, am 45. Ok. Și de ce ai râs? Da, am făcut o glumiță ca și cu că bătrân cu aia, dar 45 e mai mare, am înțeles, da. Deci eu sunt Mirela, am 45 de ani, tu ești Cornel și ai 41 de ani, corect? Și ai vreun copil ceva? Ai familie? Ai ceva? Tu cam uitați să te întreb. Am copil, n-am femeie. Acum să nu s-a mici copil, îl dau la adopție. Cum zic că tu ai copil la adopție? Nu, că pot să-l cresc eu. Câți ani are el? Îl crești tu, hai! Da, păi ți-am zis, îmi place tine și chiar mi-ar face plăcere să fiu așa, să stau cu tine, uite aici frumos la plajă, totul frumos, ce fac? Vrum. Ce tare e ăsta de plajă, am înțeles. Ce tare, da, interesant, la mare, da, foarte tare. Bă, da, prost, eu sau tai că eu adică pe bunită. Că prost, rătu. Auzi, Cornel, hai, scoate astea. Mamă, ce la, aici Mirela. Mirela, așa mă cheamă. Vreau să vorbim, deci tu ai spus că ai un fiu. Cum îl cheamă pe el și cât ani are fiul tău? Îl cheamă... Stai. Iune! Cum te cheamă? Asta, îl cheamă Vlăduț. Și cât ani are Vlăduț? Este mare sau este copil mic? E copil mic, are 3 ani, nu știi, e mic și prost. Cât ani are? 3 ani. Ok, da, îți vreau să spun, da, poți să am eu grijă de el, nu trebuie să dai la adopție dacă ai rămas singur, da, dacă mama lui e... Nu, are 19 ani, băi mare. Păi de la 3 la 19 ani, mă, și tu îl dai la adopție la 19 ani, mă, omule, ăsta e om în toată firea, cum să-l dai, mă, la adopție, mă, tu gândești, mă, eu credeam că ești un om pe bune, ca lumea și ce, că nu... Păi da, și astea sunt glume la tine, măi, sau tu chiar nu știi câți ani are? Și oare 17 ani și da. Da, ori 3, ori 17, ori 19. Mă, stai puțin, tu dacă nu-ți place de mine și mă iei la mișto, poți să-mi spui, eu să plec de aici și să caut pe altcineva care mă merită. Nu, eu te iubesc. Hei, păi pupa. Nu așteptam, adică chiar nu mă... Mulțumesc. Da, deci putem fi împreună noi? Da, hai, ce e prost omul ăsta. Auzi, Marcel, ăsta... Cum ești, Marcel? Acum vin. Bă, da, prost e omul ăsta. Vai, Cornel, dar tu ai 3 mașini, mă. Așa de bogat ești, omul, ești casă mare ai și ești pe plajă foarte tare. Nu, fii antină. Ăsta 3 mașini, asta nu fiul meu care eu le folosesc. Și uite, asta e bicicleta mea, spre acele, e foarte frumoasă. Ce, el e polițist, fiul tău? Nu! Astea toate trei sunt mașinile fiului meu și asta este bicicleta mea, îți place? Da, foarte tare, da. Mașinile fiului tău și tu ai bicicletă? Adică fiul tău a făcut toate lucrurile astea aici? Ce, nu, băi, fiul meu a cumpărat și eu l-am făcut, băi, eu sunt bine, dar uite, fiul altele, îți fac acum, îți fac omul clar. Hei, stai lumea cu asta, dar poți să comportă-te ca atare cu mine, că nu, adică... Nu te mai emoționa așa, ia, prezint și mie casa, ce frumos, ăsta este living-ul, bucătării, ia, frumos, ia, prezintă-mi casa, așa, chiar sunt curios de casa ta. Uite frumos, uite, acesta este bucătăria și ceasul o să gătești tu pentru mine și fiul meu, hehe. Da, bine, am înțeles, dar să știi că eu nu o să, adică o să-l zic la final un verdict și astea, da. Aici este garajul meu. Aici ai mașina de spălat, ok. Aici e afară. Ai ieșirea prin spate. Bun, și aici e baia. Aha, baie, dar e cam micuță baia. Aveți unde să vă spălați? Aolo, tu mă. Auzi? Așa. Da, știi ceva? Eu cred că... Stai că am... Trebuie să plec. Eu m-a chemat... Mă duc la... M-a chemat cineva până acasă și revin, bine? Bine, pa! Pa! Doamne, bă, doamne, cât de prost e copil! Doamne, omul ăsta de cine bură de tot, mamă! Deci n-am cum să stau cu el, mă, deci... Da, n-am cum să stau cu el, uitați-vă, doamne, deci... Aoleu, deci nu se poate, mă, deci nu se poate absolut deloc, chiar nu se poate cu omul ăsta, doamne, deci mai bine că am plecat de acum repede de aici, că nu se mai poate cu omul acesta. Bă, deci credeam și eu că taică-mă e altfel, că se comportă altfel când practic nu e în preajma mea și e în preajma altor persoane, femei mai ales, bă, dar și cu femeile, bă, fraților, azi cum se comportă, nu știu care e faza cu taică-mă, dar e super ciudat, chiar e ciudat pe bune și, gen, doamne, deci ziceași de mine că aveam 3, 19 ani, 17, nici nu știa, doamne, bă, deci... Prost rău de tot, omul mai prost decât ăsta, deci chiar n-are cine să stea. Acum chiar mi-am dat seama de ce mama mea nu mai stă cu el, mă, fraților. Tată!
Tată, unde ești? Tată, mă auzi? Tată, ești... Ia mă să vedem, ce tomnier tu-mi facem, e aici, nu e aici. Tată, tată. Gol! Bine mă, bine mă, da gol, mă, așa te vreau. Mă, ce, tu ce cauți? Ce cauți, Vlăduț? Ce cauți, mă, aici, Marcele? Sau cum te cheamă? Marcel, mă, dacă... așa mă cheamă. Și pleacă de aici, că dacă te ia... Bă, ce cauți aici, mă, omule, vine taică-mă și... A, vrei să te spun taică-mă? Bine, bine, vezi cum e... Taică-mă m-a invitat, bă. Ce? O să mă uit la fotbal. Te duci că e la fotbal? Tatăl meu spune altceva despre tine. Și ai uitat când ai vrut să fur banii și toate chestiile astea? Bă, ce doamne, iartă-mă, unde mă, taică-mă, doamnă, bă, fraților. Știi ceva? Nu știu, scrieți-mi acolo în comentarii voi ce s-a întâmplat astăzi, ce părere ați avut despre tot ce a fost. Vlăduț, unde ești, Vlăduț, bă, Vlăduț, unde ești, bă? Unde ești? Tată? Tată? Unde ești? Eram în camera de gaming. Eu sunt... A, ești... A, ești în ca... A, unde mă? Unde erai? Ce cam? În camera de gaming. Unde mă? Unde mă, Maricel? Unde erai, mă? În ce cameră? Așa, așa. A, sus, am crezut, te-am căutat acolo jos, mă, tată, nu știam, în fine. Așa, vezi că era ăla, Marcel ăla, pe aici. Era jos la tine. Tu l-ai chemat? Da. Păi și ai uitat când a venit aici sau nu ți-am zis? Când a vrut să-ți fure banii atunci când zicea că sunt eu măr, că nu știu ce sau ce ziceai tu? Că glima cu tine, bă, bă, da, de ce l-am dat afară, bă, fi filul Maricel? Doamne, a, că ești prostată, du-te de aici, bă, nu știu, scrieți-mi vechi. A, ce-a adoptat? Da, nu mai zic nimic, scrieți ce... Și, ce... bă, îți că filul Maricel nu l-a adoptat ca tine. Doamne, tată, gata, ce tată prost am... Da, bă, nu mai zic nimic, gata, pa, pa. Nu făcea prost. Vlăduț, te văd, Vlăduț, e bine, bine, easy, easy, Vlăduț, stai, bă, tu, ce fraier ești. Ha, ha, ești așa de slab la jocuri. Așa de slab la jocuri. Asta a fost... Mai tu și tu o rundă și așa de slab sunt eu la jocuri. Nu, mă bași tu o rundă și gata, nu? Vlăduț, este 3 la 4, pentru mine. Păi, da, așa, și vezi, am la 3 runde, cum adică... Ce s-a la 4 la rând, fraier, e 4 la rând. Bă, așa mă, ești slab, cine mai, bă, te-am câștigat, bă, bă, Vlăduț, tu n-ești bun la nimic în viață. La nimic în viață? Tată, cred că tu n-ești bun la nimic în viață, ești bun la, doar la jocuri, bă, te joci pe calculator atât. În viață la ce ești bun, tată? Că eu ți-am construit casa aia acolo, eu am băgat bani în tine, eu te ajut cu bani, tată, eu știu să mă și jocuri în realitate, tată, nu doar pe calculator ca tine. Ce jocuri, bă, cu pianul ăla prost, ăla faci tine, Cu pianul prost? Stai puțin, de unde ai tu banul? De la pianul meu prost, a? De unde ai tu bani? Ia zi. De unde ai bani în casa asta și în tot ce ți-am făcut eu? De unde ai bani de mâncare? Ia, de la pianul ăla prost cumva? Nu? Nu de la ăla? Nu? Dar de la, de la mine! De unde ai, mă, tu bani? Că te-ai făcut de râs la femeia aia, de la, că știu că a venit o femeie la tine și te-ai făcut de râs la ea. Ai zis că banii sunt mașinile mele, dar de fapt mașinile erau ale tale. Nu știu de ce te faci așa, gen, ești, bă, ai probleme, mă, tatu. Tata, mă, zicea, mă, ia zi, ce vrei, mă, ia zi, ce? Ce vreau, tata? Tu te crești mecheră, tu chiar așa te crești mecheră la jocuri, nu? Tată, nu prin violență, nu așa, tată. Lasă, te duc eu într-un loc acum și să vezi, este un joc super tare în realitate, tată. Nu doar pe calculator, că te dai prea și mecheră de pe calculator, am văzut, da? Vrei? Hai, frate, hai! Tu chiar vrei să dăm parte în parte, tată? Hai, nu așa, mă! Gata, stop. Ia uite, tată, te credeai tu șmecheră? Ia uite de unde te-am adus, știi ce e ăsta, măcar? Ai auzit în viața ta de așa ceva? Nu! Ce e ăsta? Cum, nu, mă, că te-am adus odată aici, nu te-am adus? Ia nu te-am adus, hai! Tată, nu se joacă așa, omule, bă, da, ai probleme cu capul, mă, omule. Mă, tată, trebuie să dai de toate astea pe aici, nu se joacă cum ai jucat tu, hai să vedem, deși atent, ia să vedem cine pică aici. Mă, ce-i ăsta? Perlă roșie, mă, dar termin. Tu chiar, ok, bine, așa face, te crezi mechiră, bine, dar n-ai voie pe partea mea, mă, dar nici nu ai voie pe partea mea, fraiere. Păi da, stai puțin, tu vii pe partea mea și după îmi zici mie că n-am eu voie pe partea ta, mai stai puțin, adică ce, tu crezi că la... America! Da, te cred, bă, tată, bine, mă, vino așa în continuu, vino să dai mine așa, bravo, că o duci foarte bine, 100% să mă bați pe mine și 100% eu nu o să termin ăsta și nu o să ajung la final și după o să te bat la final lejer, nu? Ia uite, ia ce am eu, am prieten, ia stai, Da, cum, doamne, iartă-mă, nu știu cum ai avut ăla, dar...
Mamă, cred că deja am regret chestia că am... Uite, de asta nu trebuie să mă pun la mintea unui om mai prost decât mine. Adică, pa bune, ești prea prost, tata, și chiar nu trebuie să mă pun la mintea ta. Aolo, acum sunt aici de desubt, tata, ajutor, ajutor. Mamă, mai ești aici nici mâine, trebuie să mor aici, da. Păi, uite că primesc... Dar nu știu ce primesc astea, sincer, tata. Am o întrebare pentru tine. Nicio! Tată, dar ia povestește-mi și mie, ce-ai făcut tu la întâlnire? Că am văzut că ai fost la o întâlnire cu o femeie. Ce făceai tu? Stai puțin, tată. Stai puțin să revin și eu la normal. Acum povestește-mi și mie, ce făceai tu la întâlnire cu femeia? Că am văzut că ai fost la o întâlnire, tată. Ce faci mă acolo, arzi? Ardân! Bă! Bă, dar nu vrei să fă pe la mine, ești nesimțit! Hai, tată, zi! Hai, zi! Da? Ia-mi tată. Tata, spune, spune, nu mai faci așa, spune. Da, ce... da, fiantele, de acum n-avem voie și tu-mi dă-o înapoi, înțeles? Mi-le dă-o înapoi, dar înapoi. Bine, încearcă să le iei înapoi, încearcă să le iei înapoi, așa. Mă, tata, hai, spune, hai, că te-am întrebat ceva. Spune-mi, ce ai făcut la întâlnire? Știu că ai fost la întâlnire cu o femeie. Ce ai făcut la întâlnire? Ia, spune-mi și mie. Ha, fraiere. Hai, tata, spune. Ți-e frică să spui cumva? Ți-e frică? De ce nu spui? Nu, fiantină! Nu! Te-a refuzat? Te-a refuzat femeia? Nu! Nu m-a refuzat! Nu m-a refuzat! Dar ce s-a întâmplat, tata? Ia, explic, spune și tu, hai, spune! Femeia pe mine m-a iubit! Te-a iubit, da? Da, a plecat acasă? Și crezi că nu te-a văzut? Nu, da! Nu te-a văzut, așa! Si, crezi că nu te-a văzut? Aha! Mamă, nu știu cine l-a pus pe mine. Nu știu cine l-a pus pe mine să vină chestiile astea. Dar în fine, hai că nu mai pun la mintea ta. Hai, tată, spune. De ce nu vrei să spui? Ce-ai făcut tu la întâlnire? Ok, hai, povestește cum s-a evit această întâlnire. Ce s-a întâmplat? Tu ai căutat-o sau ea te-a căutat pe tine? Ea m-a căutat pe mine. Ea te-a căutat pe tine, mă, tată? Cum așa, mă, pe tine? Și ce a făcut? S-a îndoit de tine că a crezut că ești într-un fel și de fapt erai vai de capul tău? Adică cum ești tu, mă, normal? Eu nu sunt de capul tău. Bă, de capul tău, nu al meu. Altceva? Situația. Ce spui, tata, acolo? Aha, așa, du-te, pa. Bă, dar nu vrei să faci așa, da, te-ai luat cu mine, vorbește frumos, tata. Ia, hai, spune, am zis să vorbim, aveam ceva de discutat, tata. De ce tot eviți să discuți cu mine? Ia, spune. Nu, spune, de ce tot eviți să discuți cu mine? Ia, spune, hai. Eu nu eviu, bă, fiule, eu nimic, dar în viață. Ce? Trebuie să înviți ceva. Ce? În viață trebuie să înviți ceva, că s-a întâmplat. Tata, spune și mie, de ce eviți? Ce să eviți? Întreabă-mă. Păi te-am întrebat. Ce? Cum adică ce? Tată, spune tu multe detalii despre întâlnirea ta cu acea femeie. Hai. A fost frumoasă. A fost femeia vieții mele, m-a iubit, a zis că sunt foarte frumos, a fost frumoasă. Eu ca tine, mă. Da, acum nu mai ești cu ea, ai dreptate. A zis, nu că mai ești acum. Mă, tata, dar știi că trebuie să iei toate alea de pe ruta ta ca să poți să treci mai departe, că altfel nu poți să le iei, să treci mai departe dacă nu le iei pe toate, nu? Păi da, mă, dacă prea mult. Bă, dar ce tot sunt toți aici, mă, că eu n-am cum să trebuie prin partea asta, să mă obiei acolo, tată, nu știu, cred că ar trebui să mă ajungi tu pe mine aici, că eu nu mai am, nu, chiar n-am nicio șansă să trec de partea aia, sunt foarte mult. Bob, da, cred că hai că fii atent, tata, hai să trecem prin părțile astea. Trebuie să... Ce fraier ești, vedus! Tata, băi, dar noi să avem cum niciodată să trecem până la final dacă tot faci așa, nu gândești? E, păi fii antină, tu mai să treci așa, să treci! Ara, rogerule, mori! Lasă că vin la tine, rogerule, lasă că vin la tine, tata, vezi, Dumnezeu cum le face Dumnezeu aici, cum le așează pe toate, tata? Bă, da. Eu, tata, nu cred... Da, te face Dumnezeu, nu? Dumnezeu. Da, tata, hai, spui. Ce mă nervează că îmi dau prea multe chestii rele, vreau și o chestie bună, vreau 1000 valoare. Da, tata, bă, tata, am, vreau, pe bune, tata, nu știu, hai că a dispărut ăștia, bum, perfect. Bă, n-am dispărut. Omolo, mai e prostia, bravo, așa, bravo, stai, nu, da, hai să ne continuăm noi astea să le facem aici frumos, nu, da, hai, mă, tata, spune și mie, ce ai făcut la întâlnirea aia, povestește-mi, hai, că chiar sunt curios, tata, hai, spune, hai, dacă... Ce prost, acum te să mă ridic înapoi! Dacă te crezi michel, tata, spune, hai, ce ai făcut la întâlnire, ia, spune, hai, spui, de ce nu spui? Vreau să vorbesc! Păi spune, că nu voi mai nimic! Păi fiu, te-a vrut o folgașă de frumos la întâlnire, m-a pupat, am pupat-o! Te-a pupat? Da!
Da, și după de ce a plecat așa și licea, că nu știu ce, că plec acasă, dar de fapt ea a plecat că bai, ce s-a întâmplat de fapt? Păi a fost frumos! Mă tată, ce tu, a, ești prost, tată, mă tată, dar ce tot spui acolo că nu te înțeleg, mamă, dar numai, n-avem nicio șansă, tată, adică e cam greu cu ăștia acum, cu rinocerii ăștia, nu știu ce să facem noi în partea asta, dar hai mă spune-mi și mie ce aveai de spus, tată, de ce tu nu spui? Păi lasă-mă, păi să vorbim și nu arunca cu ăștia în mine! Păi nu arunc în tine, arunc să dispară de aici, tată, nu dau spre tine, că nu mă interesează. Ce se întâmplă cu tine? Mult! Hai, spune! Okay. Hai, spui! Abia a fost frumos, băi, a fost foarte frumos, a fost ca în vise! Ca în vise și ce s-a întâmplat? Hai, spune! Bă, n-am voie să... Păi, da, să mă pace! Păi, n-am voie să ce ia? Să ce? Să stai în mine! N-am voie să dau în tine, a? N-am voie să dau în tine, a? Hai, că am căzut eu! Da, tată, nu mai, nu, hai să terminăm, hai în față, mamă, cât de prost ești, mă, tată, bă, dar n-ai pic de neuroni în creier, n-ai nimic în capul ăla, tată, atât, zic, chiar n-ai nimic, ia, mă, dar dacă pică și mie ceva după aici, ar fi bun, hai că le-a picat așa, măcar, și am nevoie de o sabie și cam ăla este tot ce trebuie să avem noi nevoie. No, repede, sabie, aaa, nu mi-a picat, bine, tată, ok. Hai să duci, tată, dar știi că trebuie să-l dai pe al tău. Pe al tău trebuie să-l dai. Păi, asta meu. Păi, nu era al tău ăla. Da, Fortnite, Xbox. Și ce înseamnă asta, tată? O să vezi fie întâi la bam. Și ce înseamnă asta, tată? Tată, ți-e frică de mine? Este, ți-e frică? A, bine, bă, dar nici tu nu ai? Bă, nici unul nu are. A, da, aolă, tată. Mamă, tată, fraiere. Unde este, bă, navara, bă, ce, bă, acum, mă, tata, băiatul ia. Ia, ce vrei? Nu timp, tată, m-am pus aici, fii atent, asta este o hartă de vară, iată așa bun că te-ai pus acolo la red și fii atent, acum nu mai ai șanse, tată, nu poți să mai arunci după mine, ne batem direct la final, ne vedem și fii atent, tată, ca să se termine astea cu bine, trebuie să iei fiecare în parte, dacă nu iei pe fiecare în parte, nu o să ajungi la final, practic nu o să poți să ajungi la final, nu o să ai... Și întrebarea mea e cum aș putea să scap de acest guest dacă nu am absolut nimic și nu pot să dau după el, adică gen... Păi, da, tată, nu pot să dai, ți-am zis că nu pot să... A, pot să dai. Dar în mine parcă nu pot să dai, sau nu mai știu că nu pot să dai în ceva, dar nu mai știu în ce nu pot să dai, dar... Mamă, ne dragi, ce expect aici, fii atent că sunt mai multe, e mult mai interesant ăsta, tată. Ia, dă-i după mine, hai, dă-i. Vezi că nu poți dai? Păi asta e chestia, tată, că nu ai cum să dai, uite, dau eu după tine și nu te ating. Asta e chestia, mult mai bine că nu mă mai stresez acum, tată. Putem să terminăm și noi ăsta mai liniștiți. Și acum că suntem mai liniștiți, tată, aștept să-mi povestești ce ai făcut tu la date-ul acela cu acea femeie. Hai spune, mai multe detalii, tată, dacă nu o să te fac de râs. Am fost cu ea și a făcut-o frumoasă, a fost cavalerul lui. Te-ai fost cavalerul lui? Care? Bă, pe băia să-i fată. Ei, am fost cavalerul ei. Adică cavalerul. Ce cavalerul? Adică ce-i fost? Nu știu. Mort. Am omorât, tata. Gata, e zi și acum am tot timp. Tata, să știi. Tată, să știi că nu se întâmplă nimic, adică să știi că eu nu uit ce aveam de vorbit, așa că nu scăpa, nu schimba subiectul. Ce vrei, mă, tu, băi, buciulică? Mă, tată, hai spune, ce mi-ai făcut, hai, spune. A primit o sabie de netherite. Tată, spune, dacă nu mai te ajunge la niciun final, hai, spune. Păi, deși am fost cu ea și așa. Ce? Ce am auzit? Că n-am auzit nimic, că te-ai oprit. A fost foarte frumos, iar te oprești, tată. Hai, tată, nu mai bate. A fost frumos, am fost în casa aia care am făcut-o, doar eu singur am făcut-o. Da, doar tu ai făcut-o, casa aia eu am făcut-o, tată, așa, hai, zi, ce s-a mai întâmplat acolo? Păi, fiantină, băi, i-am dat burgeri, l-am stat la mine în pat și ne-am uitat la fotbal. V-ați uitat la fotbal, a? Și de ce a plecat femeia aia? Ce-ai făcut-o? De ce a plecat femeia? Vezi că trebuie să te duci pe ruta ta, dacă nu te-ai părut, tata, să știi că nu ai ce să mai faci, ca să știi. Păi hai, a plecat ceva noapte. A plecat și acum nu mai știu. Și acum nu mai știu, pe exact. Ai dezamăgit-o, că ești vai de capul tău, tată. Nu e logic? Bă, nu, am dezamăgit-o. Da, de-aia nu mai știi nimic de ea, nu? Da. A, păi exact, ce spuneam? Nu, ea nu mai știe nimic de mine. Aha, da, e. Cum nu știe mai dacă ea a venit la tine, dacă ea știa unde stai, tu nu știi nimic despre ea unde stă și așa. Ea nu știe nimic despre tine, a? Da. Tu știi că doar ea poate să dea de tine, tu nu poți da ideea, că nu e la nici măcar număr de telefon, nu e făcut, nici măcar nu știi adresa ei, unde stă, sau ceva. Nici măcar nu-i făcut acasă. La ce telefon, mă, dacă n-ai numărul, ți-a dat numărul? Nu,
Păi vezi, și atunci, de ce dai după mine dacă nu poți să mă lovești, ai uitat? Nu! Ce? Îmi dau un gas! Dau! Da, dai în ghez, bine, mersi, m-ajuns, tată, să știi că am ajuns la final și să iei acolo, acum, mare bătaie ce o să-ți iei, că nu vrei să spui tu foarte multe detalii și tată să știi că te-ai făcut de râs, atât am de spus, eu am ajuns la final, mai dau încă un de-asta, papa, tată, nu știu ce ai tu de făcut, dar eu zic că nu bune? Bă, deci ajung aici? A, dar trebuie să te aștepți și pe tine, tată, hai mai repede. Bă, dar tu unde ești, mă? A, ești acolo, ok? Acum! A, nu pot să ajung la tine. Nu, bun, easy, mă și tu. Hai, tată, mai repede, că deja mă enervez, tată, hai, că parcă te credeai tu prea jmechi la jocuri, mă, tată, dar realitate văd că nu prea ești bun tu așa la jocuri, nu mă știam bătut acum. Încurajează-mă! Păi hai, tată, că ești fraier, tată, hai, că nicio fată, dacă s-o uită acum fată la tine, râde toată lumea de tine, de ce crezi că nu mai sunt femeie? De ce crezi că apuc ca femeia aia? Păi hai, mai repede, hai la final, tată, te credeai jmechi, te credeai jmechi cu jocuri din, jocuri pe calculator, dar realitate nu te pricepi la nimic, tată, să faci, nici jocuri. Tată, nu te mai bate, că ești la final. Ia astea, așa. Hai să vedem, tată. Așa, lupta finală. Ești mecheră? Ești pregătit? Ești pregătit? Hai. Hai, tată. Hai, opa. Mamă, ce bun ești tu la asta. Ia să te văd. Opa, tată. Opa. Bă, dar tu ai totem. Dar unde ai totem? Bă, nu-i corect. Fără totem. Poți cu mine, mă, Vladuț, mă, hai, Vladuț, hai, că parcă era șmecher, mă! Uite-mă ce vreau, șac tu, vreau, lasă-te joc! Easy, golazu! Bine, tată. Tu de-asta nu stai nici o cagică, fraiere, ha-ha, pa-pa! Da, gen, cine vorbea? Cine vorbea, adică, pe bune? Vă las să vedeți, chiar vă las să vedeți, dacă încă n-ați văzut, când tatăl strict, practic, când eu m-am transformat într-o femeie și tatăl meu... Nu știu să se comporte cu ea, vă las să vedeți. Vlăduț s-a transformat în iubita tatălui strict 24 de ore. Atât am de zis. Bă, e jalnic și el să crede, adică nu știu ce încearcă el să demonstreze, dar mi-am pierdut toți neuronii cu el. Pa, pa. Uite, bă, vreau, fii antena, pe vremea, uite ce mergeam, bă, că fii antena, eu mergeam cu colegii mei. A, nu, bă, fii antena, eu ce mergeam singur, că colegii mei stăteau aproape și eu stăteam aici, uite, stăteam în partea aia, în sud-vest. Bă, vreau, nu, că da, bă, vreau, fii antena. Stai, bă, că nu mă arunc, tată, stai așa, mă, bă, ce, bă, stai puțin, bă, dar tu chiar așa mergeai la școală, prin peșteri și pe drumurile astea, așa, tată? Da, vreau, fii antena, aici era un urs, uite, dacă fiți aici, uite, aici a fost gaură, ursul. Mă, tată, n-ai fost pe drumul ăsta, că asta e altă școală, tată, dar unde știi tu de școala asta? La școala asta suntem noi acum, pe normal, că de fapt stai, dacă cade podul, pici în apă sau poți să dai cu capul de piatră, ceea ce n-ar fi bine. Bă, tată, e nesimțit, ai fi atent. Bă, tată. Ce? Păi și acum, unde mergem? Acum, la... Tată, aaa, bă, dar nu mai plica, mă, omule, că nu te înțeleg. Vorbești, dacă vorbești cu mine, vorbești cu mine și după pleci. Aha, ce aha? Ha, mă, tată, tot daci, că aici te duce tu la școală. Da, tată, stai sutra, stai, mă, tată, cu minciunile astea ale tale, că nu se ducea nimeni să meargă prin peșteri și prin toate astea. Am găsit noi aici și aia, tată. Uite, bă, mașini! Gata, lasă mașinile, tată, că n-avem nevoie de mașini. Ia vină, hai aici, hai repede să luăm o cafea, ceva, tată, să, practic, să ne începem și noi. O cafeluță? Uite, bă, burger! Da, burger, tată, ți-e foame, mănânc acolo, eu o să intru aici, că, tată, trebuie să ne începem dimineața și să mergem direct la școală, că avem foarte multe de făcut astăzi. Tată, și am înțeles că astăzi o să fie o activitate super genială, tată. Ce faceți, bă? Asta nu frumoasă, ce faci, fiante? Eu vreau o cafeluță, da, vreau o cafeluță. Vreau un candy bars. Uite ăsta, bar, cioco. Și o bombonică, vă rog. Fiante, nu, așa. Vreau două bombonici, fiante, vreau. Ce mâncare, uite, ia tu asta? Și fie bă, ce vorbești mă așa, tată, ce doamne iartă-mă, bă, stai mă, bă, omule, liniștește-te, pune-te jos, că vă, că nu prea știi să vorbești, tată, mamă, tată, dar m-a luat așa, o răceală, adică e cam pe terminat, ceea ce e bine, dar vine să tușesc așa mereu, tată, stai puțin. Mamă, tată.
Tată, e grav rău de tot, tată. Tată, dar tu chiar așa nu așa, fiul tău e răcit, fiul tău are, nu știu, are vreo problemă, ceva, tu nu te interesezi așa deloc de el, nu-ți pasă chiar așa deloc de mine, tată? Băi, vreau să iau tine, eu sunt tău, mă? Bă, frate, eu mă las cală cu tine, bă, ce cu tine? Ia vină, mă, ia vină, ce vină? Da, tată, n-am înțeles nimic, stai puțin că vreau și eu să-mi iau aici, am zis că vreau și eu să-mi iau o ciocolată caldă, tată, că asta mi-e nevoie, eu cafea nu beau, nu știu, nu înțeleg rostul, dar o ciocolată caldă ar merge bine. Mamă, deci o să mergem acum la școală. Deja chiar nu mai supăr pe taică, adică este super, super enervant, dar până la urmă e taică, adică ne-am obișnuit până la anul, trebuie să ne obișnuim total, să-l înțelegem că na, știți cum e el, cum era atunci și cum am transformat eu într-o femeie groaznică a fost. Da, tată, ce, unde vrei să mergem? Acolo, uite, uite, vă dați, uite, tată, la club să merge pe noapte, omule, la club să merge pe noapte, hai la școală, tată, că aici cu gagicile, vedeți, doamne, gagicile! Doamne, cât de prost e taică, hai că mă duc eu la școală, las, ok, îl pierde, că am înțeles că o să fie o activitate super tare de vați ascunselea la noi, în... Sta bine, știți care e faza, sunt cam doar eu și cu taică, mă, și acum, dacă taică mea nu vine, sunt cam doar eu singur și nu știu cum mă joc eu singur, că, adică, da, unde mă, omul ăsta trebuie să vină odată, tată, mamă, trebuie să mă duc cu mașina de școală după el, deci eu, că omul ăsta trebuie să-l iei cu mașina, mă, ca să vin așa, altfel nu se poate, mă, eu nu înțeleg pe omul ăsta deloc, titi, tată, unde ești, stai că face urât rău pe tot mașina asta, da, mă, ce ca... Mă, omul ăsta e tot înăuntru, doamne, trebuie să intru pe stil, mă, ce, doamne, iartă-mă, caut omul ăsta, mă, în bar, aici, în club. Doamne, tată, unde ai, e? Ai, ok, fii atent, eu sunt Cornel și vinde în monel, Cornel Vluții, că Vluții e unel, fii atent, bam, tată, vino, omule, tată, hai să mergem la școală, tată, bă, ce, doamne, iartă-mă, cauți aici și de ce e lume la ora asta în club? Când ați, mă, ce club este, mă, că clubul, eu știu că se ține seara, nu dimineața. Nu, 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 mă, tată, ce, tată, mă sperii, mă, ești ciutarul de tot, hai mai repede la școală, că am venit cu mașina de școală după tine, hai, omule, că am venit cu transportul după tine, că nu se mai poate așa ceva, hai, o dată, că avem activitatea azi, ai uitat că trebuie să ne cândvați ascunselea. Nu! Păi, și pai, bă, tată, mă, aparte ce te băgam în fața mea să nu văd eu aici, hai, gata, tată, bun, bună ziua, am venit. Dar tată, fii atent, știi care e faza? Ne jucăm noi v-ați ascunselea, dar eu zic să ne jucăm pe noapte. Așteptăm să se facă noaptea sau ne jucăm în rând așa? Tată, te-am întrebat ceva, omule. Așteptăm să se facă noapte sau ne jucăm și pe dimineață, dar și pe noapte? Și bă, și pe una și pe alta. Și pe una și pe alta? E bine, tată, ieși afară, ieși, fii atent. Vino, tu te pui primul și tată vrea să te pui fix aici, tată. Fii atent, aici te pui, o să numeri, o să zic eu când e gata și vii după mine. Bă, ok, gata, tată, mai încet. Bă, nu acum, bă, omule, nu acum, rămâi acolo, zic eu când e gata. Nu degeaba avem astea să ne auzim. Ok, deci tată, mai încet. Ok, deci fiți atenți. O să mă ascund de început aici. Chiar nu crezi dacă o să mă vadă sau nu. Eu zic că este un loc foarte bun, dar faza este că tatăl meu strict e cam prost și așteptam să facă noapte să fie mai interesant, pentru că pe noapte, bă, să stai într-o școală pe noapte, mie mi se pare cam scary, sincer. Am văzut cum sunt horrorile noaptea într-o școală. Chiar am văzut treaba aceasta și mi se pare super, super horror. Dar tată, cât mai ai? Hai că eu sunt gata, poți să vii. 29:30. Hai. 29:30. La, cred că ai numărat, tată, cred că ai numărat. Tată, ai intrat în școală, mă, că nici nu te-am văzut intrând pe ușa aia. Nu. Păi în școală le jucăm, tată, nu le jucăm în club sau unde te duci tu acolo. Ah, ok. Nu mai plecat. Am zis că la școală le jucăm, tată. Și vrei să spui tu mie că nu te... Ce faci? Tată, vrei să-mi spui tu mie că nu te-ai uitat printre tu fiși la mine? Vrei să-mi spui tu mie că pe aici nu te-ai uitat? Nu te-ai uitat, nu? Nu te-ai uitat? Nu, fii antenă, eu vreau să văd pe geamul. Că fie de așa și după înăuntru, dar văd că ești fraier și că ai numără. Da, ok, tată, ci că pe geamul, tată. Unde fraierul? Hai fraierul! Și acolo unde era geam, tată? Păi nu, că
gen, eu te-am văzut când, când vineai, când vineam eu, hai, numără. Ce vindeam, mă, doamne, bă, ești idiot, bă, tata. Numără! Ok, bine, hai că numără, 1, 2, 3, 4, bă, deja nici nu mai supăr pomul ăsta, ia, mă, că mă ușor, după ce, doar el trebuie să, uite, ia că mă duc repede pe aici, am impresia că ieri s-a dus, fiți atenți, hai că mă duc. Tata, gata, vin după tine, am plecat în căutare, m-auzi? Te asculți? Da! Unde ești? Dă un indiciu, tată, hai, dă un indiciu dacă te crești mecher. Dacă nu, înseamnă că ești cam fraier de fel, tată. Și că n-ai, nu, ți-e cam frică ție așa, tată, dacă nu dai un indiciu. Văd culoarea albă. Vezi culoarea albă. Bă, tată, știu că ești pe undeva pe aici. Deci ai impresia că 100% ești undeva pe aici. Dar nu știu cum. Mamă, vezi că, mamă, bă, vezi că e genial, tată, pe aici, nu știu de tine, dar vezi că am descoperit niște chestii interesante, rău de tot. Ești în interior sau ești afară? Interior! A, interior, păi stai puțin, de ce s-a deschis ușa asta? Nu știu! Tată, ești într-o clasă cumva? Tată? Nu. Bă, tată, dar nu te aud, ce doamne, nu o faci cu casca aia? Da. Vorbesc în ceața mea! Ce? Vorbesc în ceața mea! Bă, tată, hai, tată, că hai că deja m-ai nervesat, hai, zi, dă mai multe indicii, tată, eu vreau să fii atent. Ce sunt toate? Ah, sunt niște foi, ok, bun. Tată, fii atent, hai să înceapă indiciile pe bune, tată. Vreau să-mi spui dacă... Sunt lângă o ușă! Lângă o ușă? Da! Lângă o ușă? Ia fiți atenți. Lângă o ușă? A, nu ești aici, tată. Păi și, gen, nu ești într-o clasă sau nu? Nu! A, deci nu ești într-o clasă? Dar putea să fie lângă o ușă. Deci am fost pe aici. Da. Păi el sau nu ești în clasă? Nu sunt într-o clasă. Gen, e clasă sau poate să fie ceva de sport? Orice. Da, ok, tată, nu m-ai ajutat cu absolut nimic. O, da, deci, dar tot am cred că știu, tată, ce ai tu de gând să faci. Cred că stai la ușa unei clase și după când eu intru, tu ieși imediat. Și așa nu te văd, practic, nu? Nu. Păi unde, doamne, iertă-mă să ai... O, să faci și noapte, frate, afară și nu mai găsesc pe taică, mă. Bă, dar ce s-a scos? Tată, unde te-ai ascuns, mă? Că tu, ce, nu te-ai plictisit să stai atât de mult ascuns, că mă și enervezi. Nu, dacă vrei, te bătut. Nu, mă, da, tată, bătut. Dar pe unde ești? Mai zi un indiciu ceva, tată, că habar n-am. Dacă îmi spui și mie un indiciu, ar fi bine. Ești în afară sau ești înăuntru momentul de față? Unde ești? Ai mai schimbat locurile sau? N-am schimbat nimic, sunt înăuntru. Da. Și văd ceva. A, nu, a trecut pe lângă mine, acum ai trecut pe lângă mine. Acum am trecut pe lângă tine? Pe unde am trecut pe lângă tine acum? Păi ești... Păi eram afară. Ce văd? Păi eu eram afară, mă. Unde înăuntru? Eu era... Tată, hai ieși. Hai că-ți văd mâna. Îți văd și ochiul. The Black, ce ești? Tată, ești? Am câștigat! Ai câștigat, tată, da. Dar, acum s-a făcut întuneric. Și ghici cine, fii atent, tată, ghici cine acum se ascunde? Nu! Exact! Așa că, tată, hai, du-te afară, poți să te ascund, du-te, nu știu, du-te. Nu știu că era în partea cealaltă, nu aștept unde era, tată. O să ne jucăm, fii atent, tată, ne jucăm și prin toate clădirile astea de sunt aici de la școală, doar în partea școlii, cum ar veni tot ce ține de școală și atât, da? Ok! Da, deci am mai supăr pe taică mea. Ascunde-mă, unul! Mă ascund, tată, hai că mă ascund, ok, gata, taci. Ok, bun, deci, fiți atenți, bă, dar unde să mă ascund? Vreau să găsesc un loc, bă, dar un loc genial, mă, rudă tot, în care să nu mă găsească chiar atât de ușor, adică, bine, să nu mă găsească deloc, că de-aia vreau să mă ascund. Aici? Da, nu pot să intri prin asta, din păcate, ar fi fost o idee genială, sincer, dar treaba stă în felul următor, nu știu dacă ar fi o idee prea bună să mă ascund fix în partea aia, în principal, gen în partea asta, nu vreau să dau mai multe detalii în casă, nu mă audă, dar aici cum e? Bă, da, nu mă, da, aici mă vede, mă, cred că mă vede, mai e și lumină, sunt foarte multe chestii, trebuie să merg undeva într-un loc în care ar trebui să nu mă vadă oarecum, dar nu știu unde să mă ascund, mă, fraților, voi unde v-ați fi ascuns în școala asta, dacă erați într-o școală? Unde v-ați fi ascuns voi? Chiar sunt curios, vreau să-mi scriți acolo, pentru că chiar sunt curios. Nu, mami! Mă, tată, nu ești amuzant deloc, ca să știi. Dar, tată, eu am o idee unde să mă ascund. Cum sunt astea? Ia fiți atenți. Credeam că se pot da astea în jos, mamă, deci dacă se dădeau în jos erau geniale. Aveam cea mai șmecheră ascunzătoare, dar cu toate astea, hai că trebuie să mai beau și puțin din ăsta. Tată, tu ce faci în momentul de față? Mai nu mergi sau? 39, 40, da, de ce? A, acum nu merg până la 40, 50, mai devreme la prima rândă numărai până la 30, nici tu nu știi până la cât număr. De ce mă crezi că te-ai ascuns? Îmi mai dau 10 secunde. Bă, tată, poți să... 41, 42. Poți să vii, tată, poți să vii. Ok, ce lângă ta alea cu buzdugana? Ce mai... Doamne, tată, hai că... Cu ce limă? Cu ce mai... Hei, doamne, tată, hai vină, eu sunt... Nu-ți dau niciun indiciu. Momentan nu-ți dau niciun indiciu. Mamă, deci, tată,
Bă, ce facem cu cine vorbești acolo? Bă, tată, deci e bine că răceala e pe terminate, dar mă... Bă, ce doamne iartă, mă faci, bă, tată? Da, nu ești amuzant, tată, deloc. Voiam să zic și eu că la mine răceala e pe terminate, tată, că am fost răcit zilele astea. Nu știu, tată, am auzit că cam toată lumea a fost răcită în perioada asta. Vreau să-mi spuneți dacă e adevărat, dacă ați fost și voi răciți, dar... Bă, tată... Eu cred în moș Crăciun! Tată, dar tu n-ai fost răcit? Nu, nu, de ce? Mă, prințeam că ești puternic, mă, omule. Da, tată, nu... Da, puternic! Văd că nu prea te pricep, tată, eu nu te-am văzut deloc. Nicio. Păi normal că nu mă vezi, tată, dacă eu mă ascund. Hai, mă, omule, zi pe unde ești, hai că încep să-ți dau un indiciu, tată. Dacă vrei un indiciu, îl dau un indiciu, dar zi tu pe unde ești. Sunt jos, la parter. Jos la parter, bă, tată, pot să-ți zic faptul că eu nu sunt fix în școală, gen sunt în cadrul școlii, dar sunt mai multe clădiri. Dar nu pot să zic că mă aflu într-o clădire din cadrul școlii, pot să mă aflu tot pe lângă clădiri. Practic pot să mă aflu tot în cadrul școlii. Dar nu e o clădire, sau poate e o clădire, dar nu e sub formă de clădire, dacă înțelegi ce zic. Nu vreau să dau multe detalii momentan, pentru că, până la urmă, nu mă cauți de foarte mult timp și... Adică ai hack, nu ai hack! Hai, tată, nu mai fi nesimțit, hai, tată, hai, tu știi ceva, tată, cred că, bă, să plec... Tată, chiar ești nesimțit, omule, mă cauți sau nu, că fa... Doamne... Da, te caut! Păi hai, tată, că nu mai pot să mai vorbesc de la răceala asta, tată, mi-e să tu vișesc în continuu, vorbește și tu, ajută-mă și tu, tată, ce-l bați așa joc de mine? Ok, nu fie un bine, zi un număr de la A la Z. Ce? O literă de la A la Z? Nu, zi un număr de la A la Z. Cum bă, un număr de la A la Z? Bă, tată, tu cred că, fii atent, există o clasă pe acolo, sunt mai multe clase, tată, te duci ori în clasa de engleză, ori în clasa de română, acolo înveți alfabetul, depinde pe care vrei să-l înveți, ori în engleză, ori în română. Și înveți și numerele. In English, bro. Bine, tată, hai, fii atent, hai, omule, ce tot faci, tată, hai că-ți dau un indiciu, sunt afară, tată, sunt afară, mă aflu într-o parte dreaptă, când ieși, atât îți zic, mă aflu într-o parte dreaptă, gen, am ieșit afară și m-am dus în partea dreaptă, altceva nu zic, pentru că, poate te, adică nu știu la ce te gândești, depinde pe unde ești tu afară, tată, partea stângă. Și în partea stângă, mă? Ionica. Mă, tată, plictisești pe toată lumea, să vede că suntem doar noi doi și chiar, gen, cu tine, tată, eu nu pot să fac absolut nimic, vreau să fac anumit... Se poate orice. Ce se poate orice? Ce se poate cu tine, tată? Sunt a furt la școală! Bă, tată, ce? Bă, tată, te... Bă, tată, e bine! Bă! Tată! Tată, ce s-aud? Tată, te alergă căile, ce s-aud, tată? Aaa! Ajutor! 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 Tăși-mă! Ha! Hai, tată, lasă câinele la vezi, hai, vină repede, tată, hai că îți mai vrei un indiciu ceva, că eu deja nu mai pot, eu trebuie să ajung acasă, tată, deja nu, chiar nu mai pot, hai că mă aflu, văd niște tribune, tată, atât îți zic, văd niște tribune, sunt pe niște tribune, nu știu locurile unde stau niște oameni, pe niște scaune de-astea și vizionează ceva. Păi ce vizionează, ia zi? Păi ce ai putea să vizionezi, tată, ce se află aici la școală, că doar nu avem cinema. Ok. Deci este un teren, tată, atât, este un teren, tată, ai terenul din bă, tată. De fapt, stai că ți-am zis mai devreme că e afară, deci terenul de afară, că știu că mai era la unde era dodgeball-ul, tată, dar în fine, hai că eu sunt undeva afară, hai mai repede, tată, că deja nu mai pot, mă ia toată răceala dacă mai stau afară și pe noapte, cred că e cam nașpa, tată, dar tu te, pe unde ești, tată? Tată? Flătuț, unde ești? Mă aflu, văd ceva albastru, tată, atât îți zic, văd ceva albastru. Aaaa, Flătuț, nu scap de mine, Flătuț! Da, văd ceva. Aaaa, vreau să scap de mici. Știam că nu am camera pe mine, văd așa că vreau. Hai. Așa, și ce înseamnă asta, tată? Ce înseamnă asta? Spune și mie. Tată, termină odată. Bă, ce doamne iar. Hai că deja. Nu, deci din cutai că nu pot să fac absolut nimic în viața asta. Nu mai suport absolut deloc. Nu pot să fac. Tată, uite o fată în spate, o fată. Lasă fata. Unde e fata? Băi, astăzi m-am gândit să am o interacțiune puțin mai diferită cu tatăl meu, puțin ciudată, dar foarte tare, pentru că, după cum puteți vedea aici, am un dispozitiv de citit minți. Vă întrebați ce este cu această chestie? Ei bine, dacă o pun pe cap, practic, de fapt eu pun tatăl meu pe cap, că așa funcționează, că dacă pun eu la mine, s-ar putea ca el să-mi poată citi mie gândurile. Ei bine, după cum ați putut auzi acum, da, eu o să-i citesc astăzi gândurile tatălui meu, o să fie ceva super tare, dar să nu vă gândiți
zis că o să-i fac niște chestii doar rele, pentru că vreau să-i fac și niște chestii bune. Vreau să mă țin și de fapte bune și de fapte rele, să fie așa o balanță din aceasta, jumate-jumate, pentru că cu acel dispozitiv de citit minți, eu o să citesc practic mințile în continuu. Dar ceea ce o să mă încalce pe mine, ce o să-mi fie mie foarte greu, e în primul rând cum o să-l fac pe el ca să poarte această pălărie cu dispozitivul acesta, practic să-l poarte, pentru că nu știu cum o să zic eu ca să ajungă să-l poarte. O să vedem cum o să fie, nu mai spunem multe despre asta, dar vreau să vă spun în felul următor. Eu practic mie o să-mi fie foarte greu, pentru că eu trebuie să vorbesc și cu el, dar uneori probabil o să aud vocea din cap și el de fapt poate chiar nu vorbește și o să fie ceva ciudat, pentru că el o să zic că mă stai puțin, dacă mă aud de fimio, o să fie ceva ciudat și să sperăm totuși că nu o să-și dea seama. O să fie super bulversat, în același timp că o să fie ciudat, o să fie foarte comic acest lucru, cum eu o să știu practic, dar o să mai fie unele momente în care practic vreau să-i fac niște farse, dar vreau să-i fac și niște chestii la care el s-ar bucura. De exemplu, nu știu, poate să gândește chiar ar vrea să mănânce ceva specific sau vrea să se ducă într-un loc specific sau ceva de genul și o să-i zic, bă, tata, am o idee, vreau să mergem acolo, vreau să mâncăm aia, nu știu ce. Eu zic o să se bucure, o să fie totul foarte bine, nu mai stăm la discuții, intrăm acum în casă și să sperăm totuși că o să meargă bine. În primul rând, hai să vedem dacă putem să-i punem acest dispozitiv pe cap sau nu. Tată, unde? Bă, ce domnul iert? Bă, ce tată, ce-ai făcut aici, mă, omule, unde ești, tată? Doamne, iartă-mă, am crezut că e un manechin din ăla, tată. Stai că-i dat drumul la jocurile astea să meargă singure pe aici, mă, tată. Bă, tată, stai puțin, bă, oprește-mă ăsta. Mă, doamne, tată, n-a venit Halloween-ul. Tată, n-a venit Halloween-ul, ce sunt cu astea pe aici? Tată, oprește-mă jocul ăsta odată. Mă, oprește-mă, bă. De ce dai mine, tată? Tu faci pe un sunet. Eu fac sunet sau tu cu aia? Hai, tată, veni, nu, stai puțin, veni să-mi și-o la tine. Vreau să-ți dau un cadou, ceva care este de la Dumnezeu, practic, de la o mănăstire, ceva super tare, o pălărie care este un talisman norocos, dar nu-ți mai dau nimic acum, că deși am enervez, tată, hai că plec. Scoate, ce... Tată, scoate asta de aici și vorbește, mă, omule, ca lumea să te înțeleg, mă. Ce? Dă-mi! Ce să-ți dau, mă? Talismanul norocos! Talismanul norocos? Să-ți dau talismanul norocos? Păi dacă tu stai cu astea, tată, 100% nu o să funcționeze dacă stai tu cu astea pe tine. Dă-ți-le jos și scoate și astea, ce sunt cu brăzile astea, tată. De unde le-ai mai căpătat, mă? Cine ți le-a cumpărat? De unde le-ai cumpărat? Ce, tată? Eu sunt... Stai, băi! Dă-te-mă! Așa! Păi, așa, hai! Bă, tată, ce, doamne, iartă mă faci? Mă, ești cu capul! Da, uite, sus cu capul! Doamne, tată, dă-ți asta jos din cap mai repede, hai că vreau să vorbim ceva, tată, fii atent, am acesta, fii atent, vreau să ți-l pui direct pe cap, să nu mai stai la discuții direct, tată, în 3 secunde, fii atent din momentul în care... Păi, vrei să funcționeze sau nu? Că ăsta a fost deja la mine, l-am ținut prea mult. Și nu pot să mă scoate. Da, fii atent, îl prins, da? Da, 3 secunde, da? Mai mult, nu, da, 3, hai, 3, hai, ia repede, 3, 2, 1, dă-l înapoi, mai repede, dă-l înapoi că nu merge, tată, nu merge, că ai ținut prea mult, dă-l înapoi, așa, stai că trebuie să mai stea un minut la mine, tată, stai puțin, hai să îi treacă efectul și asta, ce faci, mă, tată, de unde ai făcut rost de astea? Să mai vorbim până trece efectul ăsta. Păi fii antea, vreau să fii antea, măi. Eu am fost la un shop acolo, la Walmart. În fine, unde ai fost tu și ce ai făcut tu acolo, tată? Ți-ai luat decorațiuni de Halloween, că ce erau ieftine, da. Acum, că Halloween-ul e peste nu știu câte luni, 5-6 luni? Da, ia vino, fii antea, ia vino. Vin, ce, ai... Uite! Ce tolă, bă, tată, ce tolă, băi, făc... Ce, ia mă, și ăsta ce e? Bă! Bă, ia-l-o de aici, doamne, tată. Ok, da, asta pot să zic că chiar e... La tine arată super prostesc, la tine arată comic rău de tot, tată. Mă, tată, dar chiar așa de prost ești, pe cine crezi tu că încerci să păcălești cu astea? Dacă eu mi l-am pus prima oară la mine, crezi că nu mergea? Dă-ți asta jos, că acum merge, hai că a trecut minutul, tată, hai repede. Bă, da, 3 secunde, distanțe. 3, bravo mă, așa direct, bravo tată, fii atent, acum, bine mă, așa, ce făcut? Tată, fii atent, nu știu bă tată, vreau să îmi spui așa, bă tată, tu te crezi, ești mechier mă, tu, bă tată, tu ești vai de capul tău, tu nu știi să te joci mă, pe calculatorul ăla, vai de capul tău ești mă, omule. Ce mă, bă,
Mă duc să mă joc pe la pian la asta, mă duc să mai exersez, că altceva bun am ce să fac, mă. Ok, deci mă pun aici, mă, ce facem asta? Deci n-are nimic în minte, bă, dar chiar n-are nimic, dacă e minte. Mă, ce fac? Unde s-a dus? Bă, unde pleca, mă? Bă, ce, doamne, bă, ce, doamne, iartă-mă! Bă, ce, doamne, mă, unde a plecat? Bă, ce, mă, bă, stai, bă, ce, eu nu mai înțeleg nimic. Bă, stai încă pe dreapta! Uite, la plaja era frumos, bine, bine, bine. Tată, ce, doamne, iartă-mă, fă. Iartă-mă, și antena. Ce, mă, ce vrei? Lasă-mă să mă joc. Ce așa, fă? Așa? Ce fă? Tată, ce, doamne, iartă-mă, faci aici, mă, că te caut, omule. Unde-ai dispărut așa din senin? Mamă, ce vrei, enervant. Ce, mă, ce vrei? Ce, ce ai zis, mă? Ce am zis? Ai zis ceva, mai repet o dată. Am zis ce vrei, mă, ce am zis, asta am zis, ce vrei, mă. A, bine, ce să vrea, tată, nu. Mamă, nu mă spui, pe copilul ăsta, vreau să scap de el. Tată, mă asculti? Tată, mă asculti, vorbești cu mine sau nu? Păi vorbește, nu mă dat din cap. Mă, ce, doamne, iartă-mă, faci ăsta, unde pleacă? Uitați-o la el. Ce, doamne, ce, bă, ce, bă, ăsta-i dispozitiv, nu greșit. A scăpat de el, easy, easy. Tată, unde, doamne, iartă-mă, dar cine crezi că scap tu, mă, omule? Ia, unde ai dus, ha? Tată, unde? Nu mă prinde în baie, nu mă prinde în baie, ce fraieră. Da, e în baie, am înțeles, bun, ok, ia, o să mă duc și aici, să mă pun și eu. Bă, ce cauți, bă, aici, mă, la mine, în baie, pleacă, mă, de aici, du-te la parte, mă, tată. Bă, uite, bă, de fetițe, mamă, ce fraie, gata, da, la ce fiață, ce-ai zis, mă? Tată? Ce-ai zis, că sunt fraier? Mă faci pe mine fraier? Stai, ce? Nu am zis nimica. N-ai zis nimica? Nu. Ce fraier, uite. Și acum ce zici? Acum ce zici? N-am zis nimica. Păi eu fac fraier în continuu, tu crezi că nu te aud? Tată, ce? Ce? Vorbește la tine, minte. Păi vorbește la tine, minte. Doamne, tată, Mă, tată. Nici răceala nu-mi trece, tată, cu tine. Nu te mai supăr, mă, omule. Tată, bă, tată, tu ai probleme. Nu știu ce frăie și el, cine mă iau, dacă n-ai. Păi uite, ce frăie el, cine l-a la adopție. Ce spui, mă, acolo? Pe cine dai, mă, tu la adopție, omule? Ce, mă? Da, eu n-am nimic, bă, cu ce, mă? Bă, dar oare ăsta s-a citește în mintele, mă, cum, what the fuck? Bă, tată, unde, doamne, iartă-mă, te-ai dus, mă? Tată? Bă, dar vreau și eu, bă, la un restaurant de ăsta șmecher, bă, da. Tată? Ce, mă? Ce? Ce faci? Mai stai pe acasă? Da, că n-am ce fac. A, bine, eu... Bă, da, și-o la un... Bine, tată, vorbești, bă, vorbești, mă, cu mine, cu cine, doamne, iartă-mă, vorbesc eu aici, vreau să vorbesc cu tine, tată, nu vreau să vorbesc cu altcineva, mă bagi în seamă sau nu? Că eu plec, nu? Știi ceva? Lasă, eu voiam să te, nu te lasă că mă duc eu singur, mă duc la un restaurant, tată, mă duc să mănânc, că mi-e foame, am plecat acum, gata, nu mai, unde să te iau, mă, unde să te iau? Asta plecă la restaurant, mă, fără mine, mă, ia mă, nu știu pe el, vreduți, hai, mă, hai, cu ce mașină, hai cu asta. Hai cu asta, tata, hai. Hai, cu asta. Urcă, omule, urcă. Așa, urcă, mă, marca. Hai că asta mai din mama, bă, tată, ce comentezi, mă, după ce că te-am luat cu mașina? Tată, după ce... Urcă, mă, la poliție, doamne, iartă-mă, faci, mă, tată! Mă, bă, ce copil, tu, doamne, e cu capul pe actul ăsta. Tată, tu ai probleme, mă, omul, ești problematic, ai probleme cu capul, mă, ce de ești așa, mă, tată, hai aici, tată, hai sus. Hai sus, tată. Doamne, bă, ce copil fără el, mamă, ce mă nervează, măi, băiatule, măi. Ce, mă? Eu să-mi iau, bună ziua, vreau și eu să-mi iau aici un burger vreau, da, atâta vreau. Oare să-mi iau un risotto, oare salad cake, cat, oare, Tată, ce? Tu, du-te la masă că comand eu pentru tine ceva special, bine? Ok, mamă, bă, da, o să trebuie știi, bă, că eu vorbesc în gând, Tată, să te gândești bine la ce vrei să mănânci, că eu o să dau comandă, bine, tată? Ok, vreau un ultim de ăsta, un
un puffer fish din sopă. Tată, du-te mă că dau eu comandă, omule. Ok. Bun, bună ziua. Da, dai ce din meniul dumneavoastră. Vreau un puffer fish risotto și mai vreau o salată, nu, mai vreau duckberry ăsta, duckberry potato și cam atât. Vă mulțumesc, no, altceva nu cred că mai vreau. Un tur mi-ar fi bine, bă, un tur mi-ar fi bun, un tur, bă, da. Tată, ce faci? Ești bine? Bine, tu, da! Ești bine? Cum te simți, tată? Bine! Bă, dar de ce tată, de ce, doamne, iertă-mă, sărbătă astea pe aici, bă, ce aici, tată, e ziua îndrăgostiților, ce aici, tată, mă? Mă, ce, doamne, iertă-mă, sau, bă, v-ați pomenit toți, mă, să puneți să ia tu cu ăștia, cu ziua îndrăgostiților, tu cu ăia, tată, cu alea de decorațiunile, de Halloween, ce, doamne, iertă-mă, se întâmplă în orașul ăsta, tată? Nu știu, mă, bă, dar chiar, bă, eu tată, fii atent, eu mi-am luat aici niște duckberry potatoes și gata, am mâncat, tată, putem să mergem, gata. A, risotto? Da, uite aici, tată! Tu chiar vrei risotto? Da, uite, mamă, ce pune! Mamă, stai leacă! Mamă, băi, faci... Așteaptă acolo! Mamă, ce gustură tare! Tată, ce faci, mă? Bă, tată, unde ești, mă? Bă, vomiți! Ce? Bă, unde ești? Nu! Bă, ești, mă, aici din... Bă, ești la bucătărie, ești afară, când ești pe aia! Bă, pe aia... Eu n-am vomitat! Bă, ai jos, bă, vină repede, tată! Pai, ai jos! Oh. Ești mai afară, tu, omne, tată, hai pe aici, repte, hai că... Ia, uite, fiindul care aruncați, uite, hai tu! Tată, doamne, tată, hai, lasă-mă pe acolo, hai, mă, așteptă-mă și pe mine, mă, tată! Stă pe fraier, stă pe fraier, fraiere, de ce mă faci, mă, fraier, bă, stai pe loc, tată, de ce mă faci, tată, n-ai scăpată nimeni, așteaptă-mă, vine înapoi, tată, vine înapoi, o scăpat de tine, mă, tată, nu te aud, mă, omule, bă, dacă vrei să vorbești cu mine, rămâi lângă mine, tată, ce te-am iertă, mă, pleci așa, tată, tată, ce vrei, nu pleca, mă, nu te arunc, pentru sănătatea ta, vreau, pentru sănătatea ta, ce pentru sănătatea ta, mă, ce, doamne, tată, bă, tată, mai rău mă îmbolnăvești, mă, omule, după ce că sunt răcit aici, nu mai, gen, nu pot să, ce, doamne, iartă, mă, faci, mă, tată, mă, ce, doamne, e, bă, ce faci, mă? Dă-mi cam hai să facem, da, mă, ce prea frumos i-a făcut, o să fac 1 milion de views, ce faci? Da, o să faci nimic, tată, hai, vină cu mine, hai, în parcul de distracție, hai cu mine, în parcul de distracție. Adică o să fac nimic, adică o să fac nimic, bă, ce să fac? Păi te-ai apucat tu de videoclipuri și nu știu, tată, hai, lasă-mă în pace, fii atent, hai, hai, nu, tată. Tată, nu mai mărmă, nu mai mărmă. O să acuși, mă, ce faci, că eu vorbesc cu mine, ce mă aud, what the fuck? Păi vorbești cu voce tare, normal că te aud. Cum vorbești cu voce tare? Mă, vorbești cu voce tare, mă. Păi și cum e să vorbesc? Păi, zi, stai puțin, tu zici că cum te aud, cum te aud, dar tu vorbești cu voce tare. Mă, ce? Tată, ce înseamnă asta? Păi fii antem, vlății, eu vorbesc în mintea mea și te mă auzi, cum adică? Păi mai devreme ziceai că cum vrei să vorbesc și că normal că vorbesc cu voce tare, acum zici că vorbesc cu... Eu acum vorbesc în mintea mea și dacă tu mă auzi și mai fie, dacă mă auzi, acum vorbesc în mintea mea. Tată, vino aici, tată, vino aici, hai omule, hai să ne distrăm, hai să dăm pa... Ce vrei, tată? Hai, 3, 2, 1 și... Hai tu! Hai, rândul meu, da? Hai, hai! Hai! Da, fraier ești tu, fraier ești tu, da? Fraier, nu, nu sunt neodată, te fiam de acum, hai. Bă, vă fiu, ți-ai în mașină, hai în mașină. Păi hai să mergem, tată, dar ce, doamne, mi-e urmă acolo singur, tată, cu piciorul l-a încărcat în apa asta, tată, dacă te înțeleg, să înțeleg și eu ceva din ce spui tu, tată, mă bag cu piciorul ăsta aici, mi-am băgat piciorul direct în apă și îmi bag și urechile eventual ca să te înțeleg mai bine, dar nu cred că e problema de la mine, tată, nu cred că e, ce râzi acolo, tată, te crezi amuzat, nu? Bă, conică! Ce e cu mașina asta? Lasă că
Păi, e a mea, eu am furat-o, dar lasă că nu știe. De unde e a ta, tată? De unde ai tu mașină? Tu parcă mai știi când te-ai dus la întâlnire cu femeia aia, tată, că te-ai făcut doar în zice că tu ai bicicletă și că eu fito am trei mașini și tu ai doar o bicicletă? Nu! Cum nu? Nu știu, nu mai dăm diseară! Mă, ce cânti mă acolo, tată? Hai, unde mergem? Ce se întâmplă aici? Uite, ce uite aici, aici, se întâlnă ta. Și ce aici? L-am dus la adopție, vreau să-i întâlnă, uite, aici niște oameni care sunt familia ta, nu-ți, aici nu de adopție. Mă dă fraiere, mi-am dat la adopție, mi-am dat la adopție, gata, nu mai pune, bă, ce, bă, tata, ok, deci, ce să spun, bă, ce, mă, că, gen, ce să citesc gândurile, că gândurile omului ăsta, cine e chiar... Fiantă, are zero IQ omul ăsta. L-a te-ascuns, nu știe. Cine nu știe, mă, că te văd. Mai are rost să mai spun ceva despre omul acesta? Uitați-vă ce minte are, gen, zero IQ, pe bune. Chiar nu mai are rost să mai spun nimic. Atât a fost, gen, ziua asta chiar mi-a ajuns, pe bune. Omul ăsta, gen, n-are absolut nimic în mintea aia. N-are absolut... Unde? Doamne, deci trebuie să-i dau casca aia jos, că cred că mă bruiază. Tată, vine puțin jos. Tată. Nu mai am nimic de zis. Atât, gata, nu mai am nimic de zis. Voiam să spun multe chestii, dar nu mai pot. Ce mă ia zi? Ce vrei mă ia zi, mă ia? Hai, parte în parte, hai. Tată, dă-mi pălăria aia de ți-am dat-o. Dă-mi-o înapoi, hai. Dă-mi pălăria înapoi, am zis. Dă-mi pălăria, nu mai vorbi acolo. Termină cu fiantena al tău, tată, că deja mă enervi. Băi, fraților, uitați-vă unde mă aflu. Deci sunt în casa noastră, practic. În casa mea și a lui Darusel, în care n-am mai fost de foarte mult timp. Și chiar îmi era dor de această casă. Deci chiar îmi era super, super dor. Și uitați-vă aici priveliștea, totul. Și vă întrebați oare de ce n-am mai fost eu pe aici. Bine, probabil știți de ce n-am mai fost. Pentru că am fost în casa aia mare la mama lui Darusel. Pentru că acolo, practic, eu îl trolam pe Darusel și îl făceam, practic, așa cum că eu sunt mama lui strictă. Mă costumam mama lui strictă, toate cele bune. Darusel acolo locuia cu maică sa și am zis să revin pe aici, pe la casa noastră, practic, pe la casa mea și a lui Darusel. Uitați grădina în partea asta, cum se vede totul. O să ne aducem aminte, mergem absolut peste tot să vedem cum mai era casa aceasta, pentru că n-am mai fost de foarte mult timp. Vreau să-mi spuneți acolo în comentarii dacă vă era dor de această casă și o să vă spun eu în momentele următoare de ce mă aflu aici și ce am eu de spus, pentru că am niște lucruri de vorbit cu voi astăzi. Chiar am foarte multe lucruri de vorbit. Vreau să stăm la o vorbă, să vă răspund la niște întrebări pe care ori mi le-a spus, ori nu mi le-a spus, dar probabil voi vă întrebați așa. Vedem aici și magazia pe care noi aveam. Totul foarte frumos, foarte minunat. Bă, mașina asta, ce doamne iartă, mă căutăm aici. În fine, nu mai contează. Aici avem noi grătarul, toate cele bune, toate chestiile astea. Deci era totul foarte frumos aici, chiar îmi plăcea. Și aici este camera lui Darusel. Aici aveam noi chestia de ne duceam noi de soft. Bam, 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 cămeruța aceasta. Cum arăta pe aici, uitați decorațiunile alea de Crăciun. Practic încă au rămas pe aici, după cum se poate vedea. Și aici avem practic camera lui Darusel. Aici a venit și străinul acela care se pusese, nu știu, străinul a plecat și nu mai e. Și acum nu vreau să vă vorbesc practic despre străin. Vreau să vă vorbesc despre, ei bine, hai să mergem în fața casei ei, practic, ca să vorbim mai multe detalii, să fie mult mai bine. Ok, deci aici coborăm ușor și asta este casa lui, practic, asta este casa fanei nebune, casa lui Alice 2012. Oare vă întrebați ce mai face Alice? Bă, sincer, de vreo 4 luni de zile n-am mai văzut-o. De la ziua ei, de pe 25 februarie, eu chiar n-am
n-am mai văzut-o nici Darisel. Și da, am zis hai să vedem ce se mai află pe aici. Oare o fi acasă Alice? Alice, alo? Deci da, nu prea pare sincer să fie nimeni acasă. N-am mai fost de foarte mult timp, n-am mai dat niciun semn de viață. Dar am înțeles că se află, cred că, în alt oraș. Adică, logic, se află în alt oraș. Am vorbit cu Alice zilele trecute, practic am vorbit. Și nu știu dacă, știți care este faza? Totul te ține pe acolo, trebuie să fiți voi, nu știu, să spuneți voi mai multe detalii, habar n-am, nu știu, dacă ați vrea să revină Alice pe canal, pe serie, practic să mai revină Alice, nu știu dacă va putea reveni ea mereu să vină aici în oraș, dacă, pentru că ea s-a mutat din orașul acesta și nu știu dacă mai vine ea pe aici și o să stea, dar din câte am înțeles, Alice poate chiar va mai veni, mi-a zis că poate chiar va mai veni, mai ales dacă oamenii își doresc asta, deci din când în când poate ne readucem aminte de vremurile bune cu Alice direct aici și o să facem practic alte peripeții cu Darusel, cu Alice, o să fie totul foarte frumos, o să fie distracție mare vara aceasta, dar asta ține și de voi, dacă vreți să revină Alice. Ei bine, n-am mai văzut de la ziua ei și eu zic să ne readucem puțin aminte de ultimele momente pe care le-am petrecut împreună și să sperăm totuși că o să-și revină totul la normal și o să ne revedem cu Alice. Bă, dar să le fii atent, uite-te aici repede că am văzut eu un videoclip astăzi, bă, bă, yeah! Amuzant rău de tot să-ți arăt, deci fii atent, uite-te, uite-te, fii atent, fii atent, să-mi simt că dau în jos. Bă, dai mai sus și ce? Să dau mai sus ca să ce? Să puteți scrie acolo, ziua lui Alice 2012. Nu, stai puțin, astăzi este, sărbătorește ziua Alice 2012? Stai puțin, cum adică azi, băi, ce zi azi? Băi, 25 februarie, bă, azi ziua lui Alice, mă, tu știi ceva de treaba asta? Eu da, cum să nu? Bă, dar să le și acum, știi ce facem, trebuie să-i facem cadouri, trebuie să-i facem toate astea, bă, dar să le, fii atent, pregătește tu acolo în spate, cu aia că mă duc eu la aia să vedem ce face, ok? Tu să pregătești okay. Acolo cadouri, fii atent, dar să le iei și niște, bă, de ce, aolo, bă, dar să le, mă, după ce că abia am pus geamurile că le-a spart Alice, ok, bă, dar, ce faci? Da. Deja ai pus mă cadourile? Ce se întâmplă acolo? Deja ai făcut cadourile? Gata, tu știai, da! tu știai, mă, de ziua ei și mie nu mi-ai spus, bă? Nu, da, bă, știam, da, frate, ești fraier. A, ok, deci asta este ziua lui Alice, bă, frate, nici nu știam așa ceva, foarte interesant, pentru că este ziua lui Alice, bă, frate, chiar sunt curios cât se-am, de fapt, dacă în 2012 face 12 ani sau cât face, bă, dar, cât se-am face, mă, Alice, că tu știi, tu ești născut tot în 2012, tu cât se-am ai acum? Deci dacă eu așa am 11 ani și Alice, așa, deci Alice, da, deci Alice face 12 ani, practic. Că tu ești în decembrie, mă, tu mai e până la ziua ta, bă, dar să le mai e mult până la ziua ta, bă, dar să la sfârșit oamenii, bă, da, ce ai pus aici în cadouri, bă, dar să le vină înapoi, bă, unde ai dus, mă, bă, oameni? Hai, porchi! Bă, dar să le, ce face, mă, pune porc de cadou, cum ar veni porcul de Crăciun, ăsta e cadou, bă, oameni, dar să, mă, nu-ți bate joc, bă, ce pus aici în cadourile astea, îmi spui și mie sau e secret? Secret! A, deci fii atent, bă, dar stai puțin, zicem ca și cum că gen am făcut amândoi cadourile, da, adică, practic e de la amândoi, bă, dar să le, bine? Da, nu. Ba da, hai, mă, repede la aia, ce, da, dar să vine, mă, bă, dar chiar, bă, dar face 12 ani Alice, bă, el ziua, bă, frate. Fără, hambucea la caca. Stai, bă, dar să am, că nu ești amuzant. Ce? Bă, ce faci? Bă, gata, dar să gata, cu atâtea magii, mamă, deci dar să le-am învățat o mie de magii la mulți ani Alice 2012, pentru că azi e ziua lui Alice, bă, frate, chiar sunt curios ce o să facem astăzi, dar să sperăm că mai ia ca, bă, dar să, bă, unde ai dus? Ah, ok, deci dar să a plecat, acum am tot singur. Ajutor! Bă, ajutor, de stâlp aici ați blocat. Unde, mă, bă, ce stâlp? Nu e, hai, mă, du-te, mă, de aici, dar vreau să le gata, hai că acasă la Alice, anu, Rafaele. Bă, ce cazul, dar să le, bă, doamne, bă, ăla e stâlpul musai. Da, era postul ban, crezi că era copacul ăsta, în fine, bă, dar să le deja mă enervez. Bă, dar să le deja să nu pleca, fii atent, hai să facem prima oară ca și cum nu știm, să vedem ce face, dacă nu e ceva, ok? Ok, Ok, mă, Alice, ce faci tu? Ce aveai de gând în plan asta să faci tu? Azi, bă, sincer, nu știu, cred că mă duc să mă joc cu pisica. Cu pisica? Ok, stai puțin, bă, gata, mă, gata, hai, vin, lasă-mă, hai să-i spunem acum, bă, Alice! Stai așa puțin, duceți-vă puțin, că mă sună cineva, trebuie să vorbesc. Bine, hai, dar să-i acolo, stai acolo.
bunicul? Da, ce este? Ah, mulțumesc, mulțumesc, da. Nu, nu trebuie, nu. Da, mersi oricum. Pa, pa. Dacă mă deșel, mă, tu-ți Ali, fii atentă, fii atentă, Alice. Avem o surpriză pentru tine la noi acasă. Vrei să vii? Ce surpriză? Păi fii atentă, vine repede, vine repede. Bă, dați-mă cu porcul, hai să sărim pe aici, că e mai aproape, e mai aproape. Deci putem să mergem pe aici, mergem direct și mergem aici în spate, că ți-am pregătit o mare surpriză, Alice. Fii atentă. Ce vrei tu să facem astăzi mai pe seară, Alice? Vrei să mergem undeva? Vrei să te ducem într-un loc unde am fost cu tare fel de mânjicat așa distractiv, distracții și de-astea? Bine, da. Da, 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 și fii atent, Alice. Ia, uite ce avem aici. La mulți ani, Alice. Nu pot să cred că știați. Mersi, mersi mult. Porcul ăsta să nu-l bagi în seama, că l-a pus tare să-l aici, nu știu care-i fale. Și atent, Alice, avem 4 cadouri pentru tine pe care... Mersi de carne. Ah, da, da, pune pe grătar, pune pe grătar, Alice, uite că e grătarul aici, poți să pui carne foarte frumos să se facă la grătar. Bă, ce... Mai un porc, pui și poți să adare să le pe grătar, ce tu faci cu el? Da, pun și pe sape în grătar. Așa, să avem fiecare să mâncăm, nu? Aici facem grătarul, mă, de ziua lui Alice, mă, la mulți ani, Alice, mă, dar câți ani faci? 12 ani, Alice? Da, da, 12! Mamă, cât de tare, bă, mă, 25 februarie! Sunt mai mare decât tine, ha-ha! Bă, așa, mă, Alice, bă, ce faci, bă, Dărăsile, nu aici, mă, nu aici cu artificii, dă-le aici în sus, pe cer să dau asta. Bine, că m-am sufărat pe tine deja. Dar trebuia să le dă, bă, Dărăsile, bă, pe cer, mă, Dărăsile, că aici nu se duce nicăieri, așa, așa, bravo, bă, dar, de ce nu mai merg artificiile, Dărăsile? Asta sunt de la ziua ta, mă, Dărăsile, hai, mă, că le-ai lăsat pe astea pe bune, așa-ți bagi joc. Nu, dar nu, eu, dar nu, bine, hai, lasă, hai, fii atent, Alice, uite, avem 4 cadări pentru tine de ziua ta, gata, dar să nu mai, dacă s-au stricat astea, sunt traze, practic, s-au dus, dar să fii atent, da, opa, dar să dă-te la parte, pizza. Dă-te la parte, da, pizza, fii atent, stai puțin, să ia la ultimul, pe ăsta ultimul, prima oară, hai, ia-l pe ăsta, ia-l pe ăsta, sau, de fapt, ia pe care vrei tu dintre ele, ia, gândește, ia, ia, ce pică, ce pică, ce e acolo, ia, deschide, da, eu nu știu cum le deschid, a, așa, ia, ia, ce, ia. Mi-a picat un teddy, un gorila. Păi da, pune pe jos, pune pe jos, asta este ursulețul. E gorila mea. Da, Alice, ce părere ai, îți place frumos. Dar să le, bă, îi facem cadou și acum e cadou, ce tot faci? Bă, domnule, așa, Alice, ce părere ai, îți place, e frumos? E foarte frumos și albastru. Acum mai avem un cadou aici și un lup cu apă, care e practic pentru toți ăsta ultimul de aici. Ia uite acolo, bani. Bă, mi-ai furat cadou, am primit bani. De bani. Așa, gata, mamă, câți bani ai, bă, mamă, așa, să arunce lăutarii. Bă, dar Sulta, atâția serviete ai pus, mă? Da. Mamă, Alice, și atent, ăsta, servietele sunt din partea lui Darustel, gorila, practic, e din partea mea și ăsta e din partea tuturor. Ia, uite, ce se află aici, aici, practic, trebuie să mâncăm toți, tort, fii atent. Uite, că e un tort special, așa, uite, după cum poți vedea, e un tort special. Bă, dar să le da, o flământ mai ești, bă, dar să le, bă, dar nu ți ajung burgeri, mai mănânci și tort? Da, oricum, eu am primit ceva, de la un unchi de-al meu, așa că dacă vreți să mergem undeva, doar ziceți-mi. Stai, spus, hai să-i puțin, bă, dar ne-am uitat carnea, voiam să zic de treaba asta, ne-am uitat carnea, hai să mâncăm, ce facem? Da, eu rămân cu pe burta goală, practic, eu rămân, uitați-vă, dar să-i ia-ți jucăria, dar ți-am dat-o, o pui acolo la tine în casă și ce vrei? Ce? Uite, diferită, ca să nu fii tu flământ, o să mănânci asta. Mersi, dar să le, e ok și asta, dar n-am poftă, acum n-am chef, ce? Mă duc să vă arăt ce-am primit eu. A, te duci, păi te așteptăm aici, Alice, Alice, ok, s-a dus, Alice, nu știu, păi ce facem, mă, așteptăm aici, bă, dar să le, stai, bă, că i-a focul ăsta, doamne, aolă, măcar o rămân și aici să mănânc, practic, mai devreme mi-a mâncat, dar să le, toate astea, eu am rămas cu nimic, practic, ia că mănânc și eu, cârnați ăștia, mă, cât de bun sunt, cârnați ăștia, bă, pe bune, dar, nu știu, bă, ce, bă, ce, s-au zis ceva, bă, Alice, ce, bă, ce faci, Alice? Alice? E cadou. Da, mă auzi? Uite cadou. Asta e cadou, Alice, pe bune, adică crezi că nu mai știu? Păi, cum adică? Păi n-am fost atunci când am mers la poveștile fără de le-am spus, de ți-ai dus la ea în casă, la ei. Păi da, bă, dar asta e alta, că pe aia am vândut-o. A, și tu ce faci? Tu mergi cu asta, să te vadă poliția și să ce să zic, Alice? Dar nu, că nu-i de poliție adevărată, e de jucărie, dar ai, urcați, că vă duc eu unde vreți. Da, e de jucărie, e dita mai asta, mamă, cum stau aici în spate, că de șmechere, mamă, că de șmechere aici să stai.
în spate. De fapt, dacă stau să mă gândesc nici mic, că aici practic stau aia pușcăria și toate chestia astea, infractorii și eu nu e bine. Dacă stau aici, da, eu stau acum foarte frumos și acum unde mergem, Alice? Unde vrei să ne duci? Nu știu, unde vreți? La pizza, bă, dar să le ai, bă, dar cât mai mănânci, bă, dar o să le, că mănânci în continuu și pizza și burger și carne și cârnați, dar o să le, și ce mai mâncat, ce mai mâncat, tu ai mâncat și tort, dar să le, tortul nici n-am mai apucat noi să mâncăm, că l-ai mâncat doar tu, dar să le. De ce am mâncat? Am mâncat un milkshake, am mâncat o supă. Bă, milkshake nu se mănâncă, milkshake să bea, dar să le, adică pe bune acum. Bă, Alice, fii să te, Alice, dă-mi e secundă că vreau să te duc într-un loc jmecher, vreau să mergem toți, ok? Așa, ok. Dar să, unde ai plecat? Bă, dar să le, vină, bă, unde s-a dus, mă? Alice, urcă, că nu știu unde s-a dus. Bă, dar să le, hai mă, că trebuie să mergem în locul ăla, bă, al nostru jmecher, dar să le, unde am mai fost, mai știi că mai fost, atunci unde alergam, îți dau indici, atunci unde ne alergam noi unul pe altul, dar să le, era cu misterie, cu d-alea. Nu zice că e secret, dar Arsel, dacă ți-ai dat seama, nu zice că e secret, dar ce? Nu știi, ok, dar Arsel, hai că mergem, vină pe aici, hai că trebuie să mergem prin partea asta, hai prin stânga, pe aici să mergem acum. Vezi că e un loc super șmecher, Alice, pe bune. Ok, hai să văd. Deci trebuie să luăm pe undeva prin partea asta, parcă era, dacă mi-aduc eu bine aminte, mergem pe aici. Stai că pe aici e drumul închis, mamă, stai că am uitat. Bă, dar... nu, la mine e drumul închis, și m-am blocat. Ia uite, bă, Alice, unde am ajuns aici, este o cursă lucky block, Alice, dacă știi de asta, la final o să trebuiască să ne bate și toate astea. Alice, ce faci acolo? Bă, câte chestii mi-a dat aici, bă, da! Stai acolo, nu mai da. Bă, frate, am murit din prima. Aola, bă, frate, n-au că n-ai. Bă, da, fiți atenți, hai să... Bă, da, cu câinele ăsta cum pot să-l fac să fie al meu, practic? Nu cred că pică oase de la astea. Sau pică, nici nu știu dacă pică. Oricum, mi-a luat elitra ăsta, arată interesant. Mamă, și câte vaci pe aici, bă. Alice, ce părere ai? Îți place aici unde te-a adus? Da. Chiar e foarte fain, opa, facem așa, da, o schemăm, domnule, uite așa. Mamă, să vezi la final cât de tare o să fie, Alice, pe bune, acolo să fie și mai tare la final. Ia mă, ce surea asta? Nu s-a aflat nimic, nu știu care e faza cu ce surea asta, dar mă rog. Ia să-i depune și în shield-ul ăsta așa. Bă, dar să le fie, fiți atenți, hai să mă... Deci ne batem doar la final, că atunci arena aia de final, aici nu ne batem. Aici, practic, dacă e să muri... Bă, deci, s-a băguit ăsta, practic mi-au căzut, haide-mele pe jos, wow, frate, mai am puțină viață, că mi-a picat asta în cap, domnule. Ajutor! Ajutor! Dar rețele ți-l pasez. Bă, câte chestii pe aici. Du-te. Așa, gata, ia să vedem aici, ia să vedem cine pică. Gata, am și o sabie. Bă, am nevoie și de mâncare, ia, că ăsta mi se pare că îmi dădea, de asta, mă, cât de tare. Bă, ajutorul blocat aici, ajutorul blocat în bedrock. Da, nu ne pasă, stai acolo. Nu ne pasă, mamă, am speed acum. Mamă, ce fac cu speed-ul ăsta? Păi, am răsnit Dumnezeu. Mamă, de bine că pot să urc direct pe aici așa frumos, mamă. Am dus direct aici sus, mamă, cât de tare, bă, frate, cât de mișto e și cu ăsta. Păi, deși am ce să zic, bă, dar n-am ce... No, uite-te unde am ajuns. Mamă, bă, frate, ia că pot... Dacă pot să sparg eu ăsta, sper că pot să ies pe aici, dar prin blocul ăsta, că dacă nu pot, e cam jale, bă, frate. Bă, ce mă dă plângi, dar să gata, mă, că ai ieșit, e perfect. Ce mă plângi? Dezblocat, bă, Rafael, dezblocat în bedro, de tot dezblocat, nu mai acum să ies. Ai, dar răsele, acolo rămâi, mori acolo, ce să faci, dar răsele, nu poți să te omori? Păi nu, știu că-s blocat. A, ești blocat, dar răsele, da, și acum să plânge toată lumea pentru tine, dar răsele, mamă, ce rău ne pare, dar răsele, știi? Păi nu, că nu ne pare rău, mamă, o să te bezințe. Vrei să te ajutăm noi, dar să le pe tine să nu mai fi blocat acolo? Că uite, de fapt ne ajută Alice, că a ajuns practic la final. Deja s-a dus Alice aici, m-am înfiat încă. Eu sabia asta și de fapt să-mi dau asta. Mamă, deci fiți atent, bătălia finală. Hai să te, bă, ce faci, dar să te crezi în fornă, mă, bă. Alice, hai pe dar să pe dar să te crezi în fornă, dar să te-ai pus pe aici, te-ai urcat pe toate astea, nu? Te-ai urcat, te crezi în fornă. A, cât de slab, dar să Alice, opa, Alice, trebuie să ne batem. Te rog, ia poison. De ce ai tu poison? Ia și tu. Nu era. Asta cu knockback. Ia uite ce pot să fac eu acum, Alice. Dacă pot să dau cu asta cu knockback, te-ai cam dus. Nu, nu e adevărat. Să vezi acum ce fac eu. Da, trece în coace. Am câștigat prima rundă. Mai dăm o rundă mai. Vrei să mai dăm ce ce spun? Ce spuneți? Mai dăm. Da, mai dăm. Nu, ok, mie mi-a rămas poison ăsta, Alice. Mamă, nu înțeleg. Bă, stai puțin că. Bă, ce?
vezi, mie mi-a rămas efectul. Stai, că mi-a rămas efectul, bă, frate. Stai că trebuie să intru și hai computer. Bă, și ce, bă, nu-mi pasă, mor. Hai, mor, că nu mi-e slab la Fortnite. Dar să, dar să, ăla, bă, dar să le treci pe Fortnite. Ah, holo, bă, care să ne. Tu te joci. Ba, 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 ba. Ma, ok. Ok, ok. Ok, nu știu ce fost aia, dar în fine. Ce-i asta? Knockback, oh. Și eu am smite sau ce-i ăsta, mamă, smite 1, bă, frate, eu cred că mor acum, gata, m-am dus, m-am dus, practic, eu... Acum mor și eu, frate. Păi eu mor că mi-a rămas ăla, bă, frate, dar nu-i corect, dar măcar acum mi s-a dus și mie ăsta și nu mai am. Ia, dacă mă duc prin partea asta pe undeva, pe aici, ia să iau eu ăsta și pe aici, trebuie să sar așa prin partea asta. Bă, da, m-am, bă, frate, fix în lava am picat, bă, da, am și eu un noroc, bă, dar mai bine nu-l mai aveam, adică, pe bune, frate, nu, nu știu. Ia-ți sper, mă. Mă, nu, nimica, nu, n-ai înțelege. Ce-ți, bă? Ce cu tine, Rafael, ce cu tine, e bine la cap? Mă, ce vezi, mă, de se place acolo, ce se întâmplă, Alice? Nu se întâmplă, mă, nimica, am crezut că urla cineva la mine, da? Mă, când se părăt. Poliția, poliția! Ia ce se întâmplă cu perlele astea? Deci mă, aia mă, fii atent că mai sunt niște perle așa și... Bă, ce ăsta? Aolo, tomolo, bă, ce, doamne iartă-mă, era ăla, bă, frate, că eu mor acum în continuu și nu mai ajung acum la final, wow, cât de tare, Alice, bă, ce să spunem, Alice, la mulți ani, Alice, ai văd că și tu 12 ani, Alice, doar să-l mai are mult, bine face și el 12 ani. Ajutor, ajutor, Enderman! Da, gata aici, pe mine mă omoară Bob, așa-l cheam pe ăsta, deși a pus unde ăsta, păi și eu cum pot să scamă de ăsta, că văd că, bă, dar e prea, aole, bă, frate, nu, deci ăsta dacă mă atingi o dată, practic, am murit, deci trebuie să mă duc prin partea asta, că n-am ce să mai fac. Bă, Alice, cât ți-ai făcut tu, 12, parcă, nu? Da, de ce? Da, bă, Alice, nu știu că, ești mai mare decât Arisel, bă, acum mi-am dat seama. Bă, păi da, eu știu asta. Da, bă, dar Arisel, bă, da, nu, eu cred că, vei cred că ajungeți la final și eu rămân cu nimic, bă, frate. Dar eu sunt la final. Tu ești la final, mamă, frate, eu n-am nimic, nu știu ce să mă fac, bă, frate, bă, ce pot să fac, bă, o sabie. Sabia mea, frate, deci mie îmi dispare sabia. Pe bune, eu dau cu sabia și mi-e face bum-bum. Da, dar se face bum-bum sabia. Bă, dar să le ce să-și fac altceva. Ia, ghiți ce s-a întâmplat. A, ai ajuns la final, wow, cât de tare. Și acum eu practic am rămas cu... Hai, repede. Nu cred, nu pot să cred așa ceva. Deci fix acum și practic rămân fără nimic. Nu o să... Bă, da... Bă, ce... Mă, stai puțin. Oricum nu, aveam un sabie cu sharpness 5, aveam armură full diamond, aveam enchanted golden apple și o grămadă de chestii. Da, și dar să le-ai și s-a oftica, dar să le-mă, Alice, ce să... Bă, la fare, bă, deci nu știu să trăiesc, acum intru, o să buchii. Bă, unde ești, bă, dar să le, bă, de unde vorbește, mă, ăsta, Alice? Nu știu. Bă, ce... A, ok, dar să le, bă, ce să mai și facem acum, bă, Alice, ce să... Bă, stați puțin așa, bă, mai are rost să ne mai mișcăm vreo rundă, sincer, adică, bă, bune. Acum să mai mișcăm o rundă, înțeles că eu zic, hai! Fiți atenți, mai dăm o rundă și eu dăm speed run pe asta, da? Facem speed run, bă, da, cred că s-a blocat harta, mă, frate, că nici acolo n-am putut să ajung la final, că m-au omorât alea fix atunci, s-a... Ia că mă pun și eu, mă pun, bă, da, bă, ce? Da, s-a băguit harta, că aia, nu mai putem, trebuie să mergem acasă, că altceva nu mai avem ce face. Deci fii antenă, bă, Rafale, eu mă dedic lui Alice. Alice, cea mai urâtă. O te vezi, gata, e gata, mama. Ia, merge sau nu merge, dar să le, că văd că ai apăsat bătatea și nu mai merge. Ia, deci dacă nu mai merge, acum trebuie să mergem acasă, că n-avem ce face. Ia, ultima oară, hai mă că merge, gata, mă. Alice, la mulți ani, bă, încă o dată, Alice, să sperăm că nu-ți place ziua asta, cum ți-am făcut, de cadourile, totul și ce-am petrecut și astea. Da, mulțumesc. Nu! Da, uite, da, ce cadou a primit Alex, practic, de ziua aia, deci, da, așa a fost și la mine, mă, la ziua mea, sau că am făcut nervi, nu știu dacă ție îți facem nervi, Alex, cu asta, dacă îți faci nervi și așa, dar eu, la ziua mea, nu te cunoșteam pe tine și am fost cu Tarasel și am fost la un parcurs din ăsta și am făcut cam mar, n-am avut nervi, trebuie să recu... Da, ok, Alice, deci eu practic, na, eu vreau să fiu prieten cu tine și tu așa faci, Alice, da? Bine. Păi cadou de ziua mea, mă, cadou de ziua mea. A, mi-ai făcut un cadou foarte frumos din partea ta, Alice, ce să spun, adică pe bune, bă. Bă, dar ce faci, mă, ăla? Bă, dar... Dar n-am făcut nimic, eu mă, nu știu ce aveți voi. Doamne, dacă m-ați văzut cât de prost am fost la faza asta, numai că bine că nu m-ați văzut, că dacă mă vedeți cât de prost am fost la faza asta, ia nu te mai gata și tu, gata. Ai făcut așa ceva, cum ai îndrăznit? Bă, ce se întâmplă?
Alice, cred că tu mi-ai pus blesteme, mă, Alice. Tu cred că te joci cu vrăjitoare, cu din alea, să faci blesteme. Da, păi eu chiar așa sângem. Da, ok. Să sperăm. Ia, fii atent, Alice, că acum o să mor și tu. Deci mă, pe mine acum te amarești pe tine. Dar în serio, mamă, ce bine îmi pare, Alice, pe bune, mă. Dar hai, mă, să facem și noi să sângem la final, mă, dată, sângele. Mă, fiți atent, vrem să ne batem la final, să ne batem cu pumnii, ce spuneți? Nu! Da, bine. Hai, dar să ne batem cu pumnii, că și așa tu n-ajungi la final, dar să le tu niciodată. Așa, Alice, mergem direct la final, eu mă duc la final, primul care ajunge, practic, da, acolo și ne batem cu pumnii, da? Să n-aveți altceva, bine? Da. Aha, cu pumnii. Hai că e runda finală în care trebuie să ne batem pe bune, că la prima rundă, practic, dar să le tu ai fost cam fraier și acum la a treia rundă nu s-a mai întâmplat cam nimic și asta e treaba, știi? Da. Păi da, acum, fii tatăl, stai, bă, dar să le dă-s jos, dă-s jos, dar să le pe bune, nu, hai să Alice, și ceva, hai să ne băgăm pe Darcel, dacă e, uite-te de la ea. Bă, nu, Alice, mă, că... Da, fie fraierul ăsta, dă-i-n el, Alice, dă-i Alice. Dă-i inimă, sunt o inimă. Alice, nu putem să facem echipă ca să ne batem după noi, că ăsta tu nu vezi că are avantaj, tu vrei să rămâi cu el să te bată după? Bine, hai pe el. Uite la el cum s-a pus acolo, doamne, bă, Darcel, dă-te mă jos, mă, Darcel, gata, lasă Fortnite-ul, că tu te crezi în Fortnite acum cu Trish, dar să le amă pe bune. Nu putem să ne jucăm și noi ca lumea. Așa, așa face Alice, da? Așa. Da, cel mai frumos cadou de ziua mea. Da, cel mai frumos cadou. Iau. Ce zi minunată, în sfârșit, uitați-vă că am revenit aici, n-am mai fost de foarte mult timp, deci în casa asta la Darcel chiar n-am mai trecut de foarte mult timp și vreau să văd ce se mai întâmplă pe aici, ce face și acesta și ce face, bă, ce faci mă acolo, bă, alo, Darcel, unde tu ești mă, hai că știu locația asta, crezi că nu mai țin minte, alo, unde tu, Darcel, stai mă că sunt răcit, mă, nu pot să țip așa și să alerg după tine în continuu, unde tu, iartă-mă asta, hai că știu că ești, bă, unde ai dus mă, Darcel, ce faci mă? Doamne, unde s-a dus mă prostul ăsta, mă, mă? Hai, mă, dar... Hai, te-ai spărat, mă, Rafale, ce faci, mă, Rafale? Hai în piscină, hai! Da, hai în piscină, așa, mersi... Hai în piscină! În ce, mă, în piscină? Ce e aia, piscină? Băi, lasă-mă, hai! De ce am venit eu cu ideea să vin aici să văd ce mai face Darcel, mă? Hai, mă, Darcel, ce... Rafale, Rafale, ești blocat, ajutor! Ce ți-ai pus, mă, pe cap, bă? Dă-ți, bă, dă... Da, Rafale, dar de ce vin de aici? Aia, cum adică de ce am venit? Ce, nu sunt bine primit sau ce, Darcel? De ce? Că fii antena, ai față de urât și te cheamă urât. Da, stai puțin, ia, stai puțin, bă, vezi tu ce acolo? Ia, uite-te. Ia, ce, unde? Uite, vezi și tu, Păi Gata, nu mai bate joc, mă, vorbește-mă ca lumea, lasă-mă, hai, gata. Mă, ce faci, dar să ce aveai de gând să faci tu azi? Eu fi antenă, eu vreau să fac 50 lei. Da, mă, vorbește-mă ca lumea, omule, cu mine, dacă te întreb, mă, dacă te întreb ceva, de ce nu vorbești cu mine ca lumea? Uite, câinele la săracul, ce l-ai lăsat aici lipit de gard? Ce stă lipit de gard, mă, dă-i mă drumul să nu fie chiar așa lipit de gard. Darcel? Știi ceva? Cred că nu mai vrea să mai fim prieteni. Hai, pa, că plec de aici. Hai, lasă. Stop. Bă, Darcel, unde ești, mă? Vine înapoi, că am ceva pentru tine. Hai că vreau să facem ceva, o înțelegere, ceva. Unde te-ai dus, bă? Ce unde? Hai, fii atent, vrei să mergem, fii atent, știu un loc la de aici, nu știu dacă, nu cred că am fost cu tine niciodată, cred că a fost... Da, stai că vin! Mă, nu-ți mai bate, mă, dar să le vorbește-o ca lumea, vine după mine repede, hai, repede, ai mâncat ceva de dimineață, ia 2 burgeri aici și satură-te, dar să le, dacă ai... Hai că ești prost, mă, omule, bă, Stai că vreau să prăjesc! Vorbește-mă ca lumea, fii aici după mine, dacă ți-am zis, vrei să te duc undeva ca lumea sau vrei să te duc... Alunelu, hai, lași-o în vara asta, a susit cu... Vacanța de vara a susit cu un foc, salut, ce faci, Rafael, ești bine? Bă, Alunelule, nu știu, vacanța a susit de prea mult timp, nu știu de ce zice că abia a început, dar era bine, abia să înceapă, da, eu sunt bine, de dar să nu întrebi că e neimportant, ai auzit, dar să de tine nu întreabă.
Doamne, hai că ești un NPC, gata, dar Arsel, vină repede cu mine că deja mă enervezi. Hai cu mașina, maică, tipă, dar chiar unde-i maică ta? Arsel. Nu, nu mașina, nu, mama, o sună mașina asta, hai! Bine, hai cu mașina de gol, dar de ce conduci tu dacă tu nu știi unde să mergi? Dă-mă, dă-te mă la parte, lasă-mi pe mine să conduc, dă-te mă, coboară! Vrei sau nu vrei? Vrei să te duc sau nu vrei? Zii, da sau... Uite cât de prost ești, ce ești așa prost? Urcăm... Ce? Hai să mergem mai, unde mergem? Nu mai fii mă așa, încăpățâna, dar să le termină cu încăpățânarea asta. Hai urcă repede sus, hai sus, hai sus, băiatule. Hai mă, dar să el, dar să el, dar să el, urcă. Dar nu vreau mașină, burafa, vino, eu vreau... Urcă mă, mule, da, tu vrei să... Hai, hai cu avionul, Raf, hai cu avionul. Bine mă, hai du-te tu, hai lasă-mă în pace, pai, am plecat, du-te de aici, hai, că... Doamne, cât de prost e copilul ăsta, bă, deci chiar nu-l înțeleg, mă, pe bune, e prost rău de tot. Bă, nu știu de unde, doamne, iar te-am mai scos tu avionul ăsta, dar hai, coboară, mă, dar să le urcă, vin aici, hai, vin. Bă, dar cum cu avionul, te rog, avionul, vin, vin, mă, nu-ți mai bate joc să-l vin, vorbește, mă, calul meu, mă, prieten, treapta mea, vin aici. Ce faci? Hai cu avionul, Rafael, bă, mă, omule, vorbește, mă, omule, calul meu, vină tu pe mine și taci din gură. Mai bine nu mai vorbi deloc, mă, omule, lasă-mă în pace, dar Arsele, vrei, zici că vrei să te duc sau nu vrei? Ai zis că vrei. Da, văd ce entuziasmat ești tu, nu mai poți de fericirea aia ta, dar Arsele. Tu, mă, cu avionul! Doamne, iartă-mă, vrei să te duc cu avionul în oraș, avionul în oraș. Nici măcar, bă, dar era elicopter, că cu avionul n-ai unde să oprești, cu avionul oprești doar pe pista de avioane, pe aeroport, altundeva n-ai cum să oprești avionul. Da, o să parcăm acolo la ei. Pă, Oh, dar Arsele, deci cu tine chiar nu se poate așa ceva, mă, dar Arsele, știi ce? Nu, știi ce? Știi, gata, lasă-mă în pace, nu mai vorbi că văd că vorbești numai prostii, dar Arsele, ți-am zis să vorbești cum trebuie, când trebuie și gata. De fapt, știi ceva? Hai, du-te, joacă-te, du-te, joacă-te, du-te și joacă-te fotbal pe mine, lasă-mă în pace, că eu... Bă, avionul! Uitați-vă, Rafale! Coboară avionul! Ce, Doamne, iartă-mă? Ok. Aveam și o nevoie, chiar bă, voiam și o să merg repede aici, bă, la fel, doar la mai fel de foarte mult timp. Băi, cineva pe trenul de fel, oh, salut băiatul, salut, ia! Și doamne, asta mă faci, mă, de simțitule. Ce vii aici, te oprești în fața mea, eu te salut, tu, ce te uiți la mine, zici că sunt statuie, ce sunt, sunt expoziție de muzeu, ce sunt eu pentru tine, dar te uiți așa la mine, ți-am permis să te uiți la mine așa, te-am salutat, trebuie să mă salut la loc. Ce, bă, ce... Salut băiatu, salut băiatu, ce faci? Băiat? Eu sunt băiat? Uite-te la mine cum arăt. Ai, ești fata? Da, sunt fata, omule, hai să română, doamna, să română! Da, nu sunt doamna, băiatule, vezi că... Hai, mă, te uiți că ești megheră, hai să ne jucăm fotbal, a? Fii atent, hai, vezi câte lume e? Hai, 0, 3, 2, hai, bă! Bă, de unde știi, mă, tu să-i... Easy! Bă, fraiere, n-ai voie așa ceva, dacă mai faci așa te descalific. E afară, n-ai voie, băi, afară, pleacă! Că da, stai da, pe afară! Bă, nu mai la mă mână, bă, nu te joci baschet, hai să te joci fotbal, mă, omule! Hai că bat cornerul, hai, fii atent! Ce corner poți, mă, tu? Bă, du-te, mă, încolo, bă, copil, bă, ai probleme cu capul, ia, fraiere, hai să te văd, hai să te văd, fraiere, fraiere, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, bă, stai, mă, că trebuie să fiu la mine în teren, aha, deci n-ai răbdare, bine, n-ai răbdare, aha, te crezi, aha, bine, ia, fraiere, du-te, fraiere, 2-0, mamă, cât de fraiere ești, mă, copile, bă, ok, aha, fii atent că n-ai ieșit, bă, stop joc, stop joc, bă, de ce joc așa prost? Adică-s prost! Păi ești prost? Mă mai ieși la mișto acum. Bă, tu te, mă, doamne, iartă-mă de aici, de la mine. Ia, fii atent, de chiar. Mă, tu, ia, nu, stop, vină înapoi. Vină până... Dacă nu mă enervezi și chem pe taichiu. Vezi că... Chem toată brigada. Chem toată brigada. Bă, tu așa vorbești, mă, cu o fată? Ia, vine puțin, hai. Nu, avem ceva de discutat. Ia, lasă mingea. Bă, lasă-mă. Bă, ok. Bine. Așa, mă. Nu mai da. Termină. Bă, ce, mă, tu ești în bel? Ce e aia? Răspunde la întrebare. Ești împit? Nu. Nu ești împit? Nu.
De ce e aia? Bă, ce e aia? Mă mai ieși la mișto. Ia cum cu cum cum te bă, dă unde Tony, iartă-mă. Bă, 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 oprește-te copile. Bă, 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 ce, cine ești mă tu? Ce, ia, e, ce, 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 fiatele, fiatele, Hagi. Aha, aha, ia, vină, vină, nu. Hagi! Oh, lasă-mă, lasă-mă, mă duc, mă duc, mă duc la restaurant să mănânc niște burgeri, că cu tine nu se mai poate așa ceva, domnule. Uite, burgeri, și mie plac burgeri, stai, uite, fii antele, hai, truc în avionul meu, hai, Mihai, urcă! Bă, tu ai probleme, mă, cum să mergi, mă, cu avionul, bă, cu avionul nu se merge pe aici, mă? Urcă, 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 urcă! Nici nu știi să vorbești, bă, 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 ești un pirul. Urcă, 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 și așa te-ai educat. Bravo. Bine, mersi că ai tu și pe mine. Bravo. Hai, du mă. Oh, tu ce te mai ești tu mai ești să fiu cu să fiu cu tine într-o mașină într-un ăsta, mă. Bă, te bă, 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 fițar copilul să fie. Coboară jos acum. Coboară. Jos. Coboară jos. Uite-te la mine. Coboară. Uite-te la mine. Coboară jos acum, am zis. Coboară. Coboară jos acum, am zis. Coboară jos acum, am zis. Bă, nu neapă, bă, du-te mă la restaurant. Bă, a, mersi, mersi, fraiere. Bă, doamne, bă, da, prost e, bă, copilul ăsta. Cine, doamne, iartă-mă, e, mă. Bă, urcă-mă înapoi, bă, bă. Unde-și, vine-mă înapoi, mă, hai că te conduc eu. Hai, urcă înapoi, hai, nu mai fi așa de terminat. Hai, femeie, hai, hai, femeie, hai. Hai, urcă odată, așa, cine ești, bă, tu? Ia, mai zi odată, cine ești tu, bă? Bă, cum trec, cu domnul iartă-mă, să, bă, cum să merge, bă, bă, cu domnul, cum să merge, bă, cu ăsta? Aolo, oh, ia. Pe mine, mă, cheamă, e în barul, semnul 2012. Ia, oh, gata, bă, aaa, fii atent, mamă, că, bă, ăsta-i ce, bă, vine, mă, repede, că, bă, mamă, știi ce-și mâchire restaurantul ăsta, bă, vai, n-ai idee, deci cred că n-ai mâncat în viața ta cum e aici, n-ai mâncat în viața ta, mă, ce scrie, mă, aici? Dinerul. Bă! Stai, așteaptă, vrea puțin, vrea puțin, vrea puțin, așteaptă acolo, așteaptă, așteaptă acolo! Bă, ăsta n-a zis că-l cheamă, dar ăsta-i 12! Ce te-ai urtă? Bă! Așteaptă, femeie! Bă, tâmpitule! Avionul ăla, bă, ești nebun! Bă, s-a avionul ăla în continuu, nu l-a aprit! Bă! Bă, ce e? Bă, tâmpitule, n-ai oprit, ce fa... Bă, ăsta e restaurantul tău! Da! Și-o... Doamne, de unde mâncam eu și am zis că e bun, nu mai e bun, gata, bă! De ce, bă, e bun, e bun? Bă, mașinile toate astea, ce, doamne, iartă, mă, faci, mă, e probleme, mă! Bă, fac urc! Doamne, ce ai, bă, ia, mă, avionul ăla de acolo, că... Doamne, bă, ce, doamne, iartă, mă, mă, ce... De cine, doamne, iartă, mă, dar nu vine să cred că ăsta chiar era restaurantul la... Cus, bă, ia, stai puțin, bă, ce, do... ce faci, mă, asta? Bă, mă, e bună că mine, what? Bă, bă! Ia că vin, ia, Bă, tâmpitule, bă, ia vine vreo puțin. Bă, cum tomne ia tău, bă, ăsta restaurantul tău? Cum să fie, bă, ăsta restaurantul tău? Bă, tu ai nebunii, mă? Mă, tu ce scrii, mă, aici, mă, pe rețile oameni? Bă, bă, tu, cum, bă, cum e, mă, restaurantul ăsta tău? Tu câți ani ai? Eu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ani! 10 ani și cum tomne iartă-mă la 10 ani? Care e 10 ani, mă, că ai 1, 2, cum ai zis tu acolo, mă, cu balele astea la gură și mai e și chel, eu zic, nu, nu ți-a crescut părul, mă, copile, doamne, doamne, cum tu, cum e, bă, cum e tu restaurant? Da! Cum? Cum? Păi cine ești așa? Eu sunt Tarus, sunt 2012, acolo stă bunic mea, acolo stă un prieten de-a meu, acolo stă un prieten de-a meu, acolo stă maic mea. Unde acolo, mă? Bă, tu ce, bă, tu... Acolo! Și cine, doamne, iartă-mă, aolo! Puh, să-ți fie de râs. Ce te întreba pe tine? Ce te întreba? Bă! Puh! 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 Aaaa! Bă, gata, bă, aha, de o dai în astea, o dai în astea. Mă, cine te întreba? Bă, 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 termină, bă, termină! Bă, bă, ce... Așa că am șoferul! Hehe, ce șmecher ești, tu te crezi șmecher, mă, cine ești, mă, tu ești un văd... Ești un prăpădit, ești vai de capul tău, mă. Bă, ești chiar Caterin, ești chiar șmecher, mă, nu știu, gen, toți copiii de pe aici chiar erau foarte, foarte, foarte fraier, nu știu, dar tu ești fraier, te-ai șmecherul ăla același timp, tu ești fraierul ăla șmecher, adică măcar ești amuzant așa, râzi, toată lumea, nu știe nimeni de glumă pe aici, sau...
De fapt, cred că nici tu nu știi dacă mă, la cât de prost ești, uite la tine ce față ai. Stau, ce secunde să fugi? Nu, nu, gata, gata, gata! Prinde-mă, fraiere, fraiere, găsește-mă, spune-mă, spune-mă. Aha. Unde ești, unde ești? Vine pe tine! Ești omor, ești omor, ia! Bă, prostule, bă, nu mai fiu așa prost, bine acum. Cât de prost e, cât de prost e, cât de prost e, cât de prost e, cât de prost e. Bă, ce-ai, mă? Bă, tu te-ai lovit la cap, mă? Bă, tu, de fapt, chiar te-ai lovit la cap? Bă, ce, doamne, tu m-ai făcut, mai devreme, bă, te... Bă, ce, bă, tu ai probleme, mă, bă, tu ce... Doamne, vai de capul tău, bă, ce ești, bă? Bă, fraiere, fii atent, deci, tu ai restaurantul ăsta, da? Da, eu am mare iaht, șmecher, de la șmecher, bă, mare... Ia să-l văd! Păi de unde, mă, să-ți permiți tu să ajungi acolo? Când vreodată faci, să-ți permiți tu să ajungi acolo? Ești așa băgat? Hai! Bă, tu bezi cu... Bă, tu te... Unde tu nu iertă-mi prici, mă, cu asta acolo? Mergi cu avion privat, mă, cu elicopter privat, cu... Bă, ce să știi, mă, tu cu de-astea, că tu ești vaia de capul tău, mă! Ia stai, mă! Hai! De unde ne-am scos, mă, tu bă, ăsta? Pe fiatele, eu mă vreau cine ești, mă, tu? Cine ești, mă, tu? Ia zici mie! Eu sunt magicianul Leonardo da Vinci! Cine ești, mă, tu, Leonardo da Vinci? Nu era magician, era pictor! A! B! Bă, nu! Eu sunt Leonardo de capră! Ce ești, bă, brânză de capră? Ce ești, mă, tu? Leonardo de capră! De capră! Ce capră, bă? Ce, mă, maica ta e capră, ce ești acolo? Nu, eu sunt Leonardo de capră! Cine ești, mă, tu? Leonardo de capră! Bă! Ce? Cu cine tu ne iartă, am ajuns eu, mă, să vorbesc? Du-te, mă, de aici, vai de capul tău, copil, ce e, mă, hai! Plec! Ce? Arată, ia, iaurtul tău, iaurtul ăla! Ce iaurt, mă, ce buțe foame? Du-te, mă, și mănâncă aici la restaurant, bă, cum te iartă, mă, ăsta restaurantul tău, mă? Ei, pe fii antena, măi, eu sunt șmecher, mă cheamă Tarasel Fiftile, Leonardo de capră! Al doilea! Bă, știi cine ești, mă, tu? Cine? Vrei să zic eu chiar pe bune cine ești tu? Da! Tu ești un prost. Bă, unde sunt, bă, unde, bă, băi, băi, împurașe, ce faci, băi, împurașe? Unde, bă, nu-i asta? Nu-i asta, unde, bă, unde? Iepurașele, nu m-a ajuns! Iepurașule! Bă, ce, mă, cu iepurașii, mă, dar mă, ce dorme, ce faci? Unde? Ce, Rafaele? Ce faci, mă, omule, Darcel? Alo? Ce? Lasă-mă în pace, șeamă, ia, ce vrei? Ce faci, mă, cu asta pe cap, mă, vorbește, mă, omule, cum trebuie? Dă-ți, mă, doamne, iartă-mă, astea de jos de pe cap, mă, mă, ce faci, ce cauți, mă, omule, ce cauți, dă-ți faci toate astea pe aici, doamne, dar să-l închidele, mă, ce faci dezordine aici în casă? Vrei să vină mai câte peste tine să te ia la bătaie? Nu, bă, Rafaele, dar fii antenă, eu încă tu de plajă, bă, Rafaele. Alo, nu mai țipa așa că nici nu te aud, Darcele, mă, ce, calmă, omule, de ce țipi, mă, ce, mă, că faci, te duci, ce, mă? Pe fii antenă, bă, Rafaele, eu ca de la de plajă că o să merg la plajă, bă, la un ea cu o fată frumoasă. Bă, nu mai țipa, mă, omule, ți-am zis, vorbește mai calm ca să te aud cum trebuie, să-ți aud vocea ta frumoasă, Darcele, pe care evident că nu ai, dar zic și așa, hai, zi. Ce mergi, mă, tu la plajă? Cu cine mergi, mă, tu la plajă, mă, Darcele? Ce plajă? Ca frumoasă! Și ce scaun, mă, la ce plajă, mă? Ce, bă, ce visezi, mă, omule? La un iac! La un iac! Bă, bagă-te, mă, la somn, mă, Darcele, bagă-te la somn, treci la somn! Bă, mă, nici altul, uite, mă, fii antenă! Ieri, mamă, te lingă o fată frumoasă! Ce o scaru net, că e gen... Eu i-am arătat restaurantul meu, ca să-i place și că sunt bogat și frumos! Da! Și așa pot să merg cu ea la iar tu, care e un iac cumpărat! Da, 100% ți-ai zis așa, Darcele, tu nu vezi că te-ai mișto? Bă, un ce doamne, iartă? Doamne, cât de prost, uitați-vă, și-a făcut asta aici, da, e tot prost. Mă, cu ce fată e, mă, ăsta, mă, ce doamne? Darcel, vină înapoi, mă, bă, stai puțin. Păi, ți-ai luat, mă, lucrurile? Nu! Bă, prostule, ia vină încoace, stai puțin, hai să vorbim ceva, stai, nu mai faci așa ca descrierea, tu vorbești normal, spune și mie, te rog, ce cauți mai exact? Pe pontonul, o sticlă de apă și... Ce ponton, mă? Nimica! Căut un parfum! Mă, nu zi, mă, ce cauți, ce căutai, mă, ce căutai de plajă? Api, căutam chestii, că o fie
prietena, eu să merg cu o fată la iactul ei. Și ce căutai? De plajă? De ce aveai nevoie? Și n-ai găsit? Haide de plajă! Ai prost, tu vezi că tu ai... Haide de plajă, pe la plajă te duci în slip și tu ai slip. Bine, tu ai pampers, da, asta e partea a doua. Hai, du-te, pa! Ok, pa! La! Dar Silvia Gicaru merge la o fetiță frumoasă, la! Ia, mă, acum mă duc să-l duc. Uite-te la el, mă, că deja a venit aici, mă, să-l duc și eu la mine pe iaștru. Mă, oare când vine, mă, dar oare când vine, mă, femeia, mă, fie întrebă, dar pe oare cum mă cheamă ea, oare, Mirabela mă cheamă, Mirabela mă cheamă, alo, bă, dă-ți, bă, stai jos din cap, omule, că nu... Da, ce faci? Ce faci, mă? Ce faci, mă, fraiere? Ce-ai făcut, am? Bă, nu mai dau în termen, bă, ești tâmpit, mă, du-te, mă, de aici, mă, cum te cheamă pe tine, mă, dar să-l pișoțel, așa te cheamă, dar să-l pișoțel, nu mai da, gata, păi vrei să te duc, bă, ți-am, ai zis că te duc la mine, păi ia și tu ce faci, dai mine, a, așa faci, bine, hai, bă, tu, asta, bă, tu ce tomni iertă, bă, ești vrăjitoare, bă, ce to, bă, prostule, fie mă încoace, bă, alo, mai... Avem elicopter, bă, nu, bă, știi ceva? Cred, bă, prost, mă, cât de prost e copilul ăsta, bă, băiatul, bă, doamne, bă, vai de capul tău, bă, vine, mă, să vorbim, bă, mă, bă, hai, bine, hai că eu plec, nu te mai duc acolo, bă, ce mă duci așa cu capul, mă, copile? Ești cu capul, ură tot, ia, ia, du-te de aici, mă, ia, ce-mi dai aici, bă, nici nu, asta nici nu e de mâncat, în primul rând, ia-ți ăstea înapoi, ia-ți catrafusele prostiile astea de aici și hai să mergem, hai, urcă repede aici, hai în elicopter, hai, că este elicopter privat, n-ai mai văzut în viața ta așa ce, bă, ce, bă, grasule, dă-te, mă, jos, că nu mai merge elicopterul, bă, tu ești, mă, așa gras, bă, nu, dă-te jos, că nu mai merge elicopterul, bă, grasule, doamne, ce te urcă, mă, așa, vai de cap, bă, nu mai mergea elicopterul cu tine, mă, ce te-ai, mă, din capul așa, ce te crezi mecher tu, a, te crezi mecher, ia, bă, fraiere, în primul rând vreau să-ți zic că mergem acum pe iahtul meu e un iaht super, super tare, e dus aici, direct în mare, în toate astea, dar tu n-ai față, mă, de așa ceva, mă, tu, ai văzut în viața ta vreun iaht, tu știi măcar ce e la iaht, mă, ce, bă, ce se întâmplă, bă? Bă, cu ce arăși, bă? Bă, prostule, bă, dai cu alpă, e că suntem în apă, doamnă, bă, cădem, bă, cădem! Gata, bă, dar se, bă, copile, vină, bă, ce faci, mă, acolo, bă, alo, bă, ce faci, bă? Cocobo! Aolo, bă, du-te, mă, de aici, bă, ia. Bă, dar tu cât serai, mă, bă, terminatul, ce, mă, de faci așa, ești cu capul, mă, ce faci? Bă, da, bă! Ți-am dat eu voie să umbli cumva pe iahtul meu să scoți astea? Ia, bă, vii repede, vorbește cu mine, ia, bagă-mă în seama, ia, vii! Nu apăsa, bă, termină-te, bă, ciudatule! Se mișcă! Ciudatule, vină înapoi, ciudatule! Bă, vină-mă înapoi, hai să-ți prezint, mă, bă, lasă-mă, mă, în pace, bă! Bă, ce-i, mă, cu lucrătorii mei? Vrei să nu mai funcționeze? Vrei să ne scufundăm aici pe iahtul ăsta? Vină, mă, înapoi sus! Bă, dar prost e, mă, băiatul ăsta! Bă, e prost rău tu, mă, băiatul ăsta! Urcă-mă înapoi, mă, vină, mă, la mine, mă, bă, tâmpiți! Bă, unde ești, mă? Unde, doamne, iartă-mă, te-ai dus, mă, bă, dar... Da, bă, ce le aduc eu la mine? Bă, cum am prieten eu, bă? Unde ești, mă? Mă, unde ești, mă? Mă, urcă-mă pe aici, mă, bă, tâmpitul. Bă, urcă, doamne, cum am prietenit, mă, cu tine, bă? Cum, doamne, iertă-mă, am prietenit eu, mă, cu tine? Urcă-mă aici! Bravo, urcă aici, om, bă, da... Păi, bă, ai probleme, mă, cu capul? Ai probleme? Ia fi atent. Da, ai văzut, da, cum, fii atent, ai văzut cum s-a prestația, da, gen, ne-am dus într-un punct, am schimbat elicopterul de acolo, am venit cu alt elicopter, ai văzut? Păi da, așa se face, păi, cine spune, ești pe mine, ești pe mine? Și pentru ce-i pus asta aici? Ca să nu-mi dea soarele! Bă, tâmpitule, stânga, dreapta, în părțile astea, la final, acolo ai de-astea să stai, nu să-l pui tu aici la mama nebii nicăieri, bă, ce, doamne, iată, mă, faci, ce faci, mă, bă? Păi, tu te-ai ajuns! Să-l dăm 12, capitanul vostru! Și mă zic, alu, hai, bă! Bă, doamne, iartă-mă, te-a adus pe iahtul meu aici să-ți prezint ce iahtul meu, și tu ce, doamne, iartă-mă, faci, mă, tu aici? Bă, ce mă joc, mă, prinselea cu tine, mă joc, v-ați ascunselea, ce mă joc, trebuie să te alerg așa, mă, ce fac? Ia uite, mă, ia uite, îți place? Ia uite, acolo am atat, îți place? Îți place? Ia zi, mă! Ia cicia, uite, ai palmier! Bă, tâmpitule,
și noapte, bă, nici nu ți-am prezentat iactul meu, mă, ce doamne iertă-mi fac. Bă, pașman, bă, bă, tu, ia vezi tu, faci cumva de cap aici, faci după capul tău cum vrei tu, sau ce, ce se întâmplă cu tine aici, ce, cine te crezi tu de poți, mă, ce, mă, mă, ce faci, mă, dai toate astea, mă. Ce? Bă, tu ai probleme? Nu, de ce? Păi ce, mă, te faci așa? Ia stai, acum am atata. Doamne, ești fermier, mă, cu asta, doamne, iartă-mă, ce copil, bă, ai probleme cu capul, mă, ia, fiate, mă, să faci și noaptea acum, hai repede, fiate, hai să mergem pe următoarea zi, hai repede în cameră, hai să-ți prezint și unde sunt camerele și toate astea, vine după mine, mă, mă, nu spune, mă, astea pe tine acum, bă, imbecilule, că s-a făcut noapte, bă, da, ești împit rău de tot, mă, dar tu n-ai pic de creier, mă, în capul al tău. Doamne, voie de capul tău. Ia du-te, mă, și fă o baie. Gata. Hai să-ți prezint camerele, că dacă nu-ți prezint nimic, aici o să te duci și naiba de aici. Bă, termin. Bă. Bă, tata, fii atent, tata. Am ajut de bogăție, așa de frumos. Bă, prostule. Asta e iahtul meu, toată lumea știe cine sunt eu. Ce stai tu să prinzi la lume? Ți-am mai zis ceva și tu nu mai fii antenă, zici, mă, tu n-ai alte cuvinte în vocabular, tu nu știi să vorbești. Mă, termin. Bă, mamă, bă, du-te, mă, de aici. Bă, copile, bă, deja mă enervez. Cum tu iartă m-am ajuns să fiu, mă, prieten cu tine, mă? Cum tu iartă m-am ajuns să fiu prieten cu tine, mă? Cum tu iartă m-am ajuns să dau importanță la fraier, mă? Cum am dat... Stai! A, ce bine e frumos aici! Ce înseamnă, mă, asta? Bă, ce înseamnă? Bă, mă, bași, mă, înseamnă, tu îți faci de cap singur aici, ia du-te, mă, la apă! Băi, e tembel asta, bă, e tembel rău de tot, eu nu mai supăr pe bune. Da, nu-l băga în seama, a pus și mâna pe cineva de capul lui, da, șterzi-te, cred că eventual ar trebui să-ți faci o baie. Mă, ce are mă ăla de face? Așa, o, bă, bă, când ai ajuns, mă, aici? Ai metodele tale, ce mișto aici, dar nu-mi place să stau lângă tine, mă. Bă, da, fii atent, hai mă să-ți prezint, vrei să-ți prezint sau nu vrei, sau vrei să te dau afară de pe iaht, una din două, zi, te dau afară sau îți prezint aici să vezi toată frumusețea și aici? Cred că nu am înțeles bine, tu vrei să te dau afară de pe iahtul meu? Ia fii atent, hai că pescuiesc, ia! Ia, du-te și pescuiești acolo, pescuiești tu acolo, ia să te văd. Ce faci, mă, tu? Bă, hai mă să-ți prezim, mă, iahtul, mă, copii de vină, mă, unde, mă, unde? Hai mă să-ți prezim, mă, hai că te... Vino, acolo! Da, hai că te arunc eu pe tine, hai, lasă, hai, vină cu atunci să-ți prezim, fii atent aici, uite ce frumosă e zona aceasta. Mă, vii, mă, odată să-ți prezim! Ia, băi, șmecher, ia, băi, șmecher, mă, hai! Bă, tu ai prinzi? Întrebare. Și așa te-au educat ei pe tine? Adică? Bă, fițar copilul ăsta, eu unde mă ăla? Unde mă ăla? Unde ăla? Șerif, vină cu acea, șerif! Da, nici nu mă bag în seamă nimeni. Ia, bă! Bă, mă, cici! Ia! Bă, știi ceva? Văd că îți cam place falere și toate astea. Nu mai bine nești... Bă, oprește-mă muzica, oprește-mă muzica! Ia, ia, fii atent, hai să-ți dau ceva, vreau să vorbim ceva. Văd că prea ești tu hiperactiv și așa și deja mă enervezi. Eu cream că putem fi prieteni pe bune să ne distrăm și ala, dar mă cam enervez. Hai să ne distrăm acum, a? Lasă-mă ăsta, hai fii atent, hai să nici cândva... Așa, acum pot să vorbesc? Hai! Bă, ce faci, mă? Hai, zi frumoasă, zi! Bă, toamnă, bă, ești mai de capul tău, bă, toamnă, bă, e milă de părinții, sincer, chiar e milă de ei. Mă, hai să ne zic că învați ascunsele, eu zic că tot văd că alergi toate astea, hai că... Bă, nu, sepțin, tu nu mergi, pentru că am văzut că tu prea îți place să mergi așa, să alergi prea mult. Hai, du-te, numără, tu... Da, ok, de unde să mă ascund? Gata, taci, că zic eu cum să vii. Gata, m-am ascuns, liniște, m-am ascuns. Bă, ce faci? Bă, s-am frins. Bă, de ce te-am dat drumul la muzică din nou? Nu știu, bă, te-am găsit așa că tu nu mă ieri. Bine, hai că nu mă rea, mamă, deci nici nu mai supăr pe ăsta, nu știu de ce. Bă, cum am prietenii, mă, eu cu ăsta, bă, are probleme, mă, ăsta, are mai mari probleme decât mine, mă, am eu probleme la cap, dar el are probleme mai mari decât mine. Eu nu știu cum am prieten cu ăsta, suntem prieteni buni, bă, dar parcă mă enervează, parcă ne potrivim așa ca prieteni, mă, dar, bă, da, ăsta e, bă, întrece orice măsură, mă, ăsta, pe lângă mine e peste, bă, deja mă, chiar mă și enervează, adică nu accept așa ceva, bă, bune. Te-ai ascuns, bă? Ce legate la curăpata? Hai, mă, să văd unde s-a ascuns fraierul ăsta. Unde-și,
acolo, ia. Opa, opa, cum te cheamă? Mariane, unde te născut, mă, Mariane? Ia să te văd, Marian, unde ești, mă? Marian, bă, Mariane. Ah, s-a auzit ușa? Mariane, vezi că cam tai tot ușile alea acolo. Nu prea te fă bine, mă, Mariane. Mă, Mariane, mă, unde te născut, mă, Mariane? Marian, bă, cum tu... Marian? Bă, mă bagi în seamă? Bă, alo, bă. A, mă, omule, că poți să vorbești cu mine, că nu-mi dăm seama să știu unde ești dacă vorbești cu mine. Marian? Nu te tare să scuz, mă, Marian, ăsta, mă. O, salut. Scuze. Doamne, bă, ce, doamne, iartă-mă să mai fac, mă, cu ăsta, că vreau să scap de el odată, că deja nu mai supăr, bă, am zis că mă împrietenesc cu... Și, doamne, iartă-mă, că am prietenit cu dita mai nebună, mă, pe ăsta, ăsta nu e prieten, ăsta nu e om, mă, e animal, mă, ăsta, ce, doamne, iartă-mă, uite, ce... Bă, ce... Iar a dat drumul la muzică tâmpitul ăsta. Așa, doamne, că am oprit muzica asta, că deja mă enervează, mă. Bă, ce, doamne, iar tu-mi faci ăla ca toate alea, mă, bă, deja e chiar e insuportabil copilul ăla, nu știu care e faza cu... Bă, alo, stai pe loc, te-am prins, bă, te-am prins, mă, bă, ce faci, bă, nu mă prinde. Trebuie să resting? Aha, nu te prindă. Bă, nu! Bă, nu mai, gata. Aolo, sfârșit bine că am ajuns acasă, că tu ești, ai probleme cu capul, mă, băiatule, te-am dus acolo la... Bă, ce dă-mi... Ce faci, mă? Dă-mă, tatu! Bă, dar ce ai, mă, problemele astea, mă, bă, dar... N-am mai fost un om ca tine așa, mă, bă, ce ai, mă, bă, tu pe ce planetă trăiești, mă, omule? Doamne, vai de capul tău, mă, tu pe bune zici că ești pe altă planetă, hai că deja, băi... Bă, fii antenă, bă, nu știu, un act așa de urât, băi, iachtul meu e mai bun, bă! Ce iacht ai, mă, tu? Tu ai restaurant, nu ai iacht. Ce iacht ai, mă, tu? Unde să vin? Ce vrei, mă? Unde vreau să vin, mă? Ce, doamne? Bă, ce faci, mă, acolo, mă, înregistrezi sau de ce mă aud la tine? Ce se întâmplă? Ce faci, mă? Nu știu, dar vino! Ce ia? Vino! Doamne, bă, fițar copilul să-ți fie, bă, te... Bă, mamă, deci eu îmi vine să dau cu... Vreau să nu mai existi. Știi ceva? Uite, mă! Uite, vino, uite! Am și un iaht! Ai și tu un iaht? Da! Asta e iaht la tine. Am plecat să colindăm tata cu Darusel. Stai! Ia-te în gură cu el, uite! Hai, mă, Darusele, ce faci, mă, acolo? Ești, mă, afară, ce ți-e așa frică, mă, omule? Ce ai văzut? Ce? Pentru ce ți-e frică? Că nu înțeleg. De ce ți-e frică, mă, alo, bă, dar să nu mă ții, mă, băiatele, ai fricos de fel, fraiere, băi, tu ai frică în tine, mă, deci nu te, bă, stai, mă, așa, bă, stai, deci avem aici, no! Atent, avem, frică, stai, hai să mergem, hai, al atac, ia, bă, prostule, unde te duci, mă, bă, prostule, vine, bă, înapoi, ia răbdare, stai, mă, că trebuie să facem aici, bă, deși, atent, dar să le te-am adus aici, sunt la vânător de fantome și, în primul rând, trebuie să ne luăm, tu ce ți-ai luat, ce ai în mâna aia acolo? Uite, am un MF, o carte, bun, și un de-asta cu care trebuie să vorbești cu fantoma, tu o să stai să vorbești cu fantoma, practic, și fii atent, cu MF-ul ăla, dacă îl vezi la 5, o să fie cam nasol, adică gen, o să fie bine că, practic, ne dăm seama de un obiectiv, dar o să fie cam nasol, s-ar putea să ne pânte fantoma să vină să ne bată, să ne omoare. Numele fantoma este Deb, de-asta, Deb Cruz, Deb, ia, Deb! Da, faci Deb aici, stai puțin, dar să le fii atent, mamă, deci eu am un flashlight, am un termometru și de aici trebuie să mai iau, ce, o stick of sun candle, purple, ritual, bă, ce faci, bă, ce ai cumpărat, bă, de ritual, și mai iau o cameră, ia asta UV, lasă-l, nu punem sarea și alea încă, nu punem sarea și alea încă, bă, tu mă mergi pe mine, mamule, eu te-am adus aici și tu mă mergi pe mine cumva și nu știu eu, fii antenă, eu stau asta, okay, ok, fii atent, collect your equipment from the chest, bun, deci trebuie să luăm echipamentul, am luat alea, intrăm în locații, așa, instrucții, astea sunt doar instrucțiunile și altceva, obiective, unde sunt, obiectivele le avem aici în cartuchi, deci trebuie să descoperim practic ce fantomă e, evidențe cu MFU, o cameră trebuie să punem și da, trebuie să nu ne ia asta, în fine, ce faci aici? Bă!
Hai, nu, hai! Doamne ajută, doamne, să fie totul bine cu prostul ăsta. Ah, fiți atenți, deci vreau să-i fac niște farse. Deci merge ăsta, mă? Deci ne ok, am dat drumul la lumină. Ok, vedem prin partea asta. Mergem cu termometru. Bă, unde te-ai dus, bă? Bă! Nu aici. Eu am 16 la asta. La mine încă a rămas asta mic, gen nu are treabă, are 15. Fii atent. Mergi. Da. Da, tu te crezi amuzat, mă, copil, a? Dar să le, ia fii atent. Fii atent. Ai auzit tu? Nu. Ok. Bă, ce stai blocat? Cum deschide cheile? Cred că avem nevoie de niște chei de ceva. Levantare aici, vino! Da, nu are treabă, trebuie să avem și noi de-astea, nu da, găsim... Da, de ce Da, fii atent, că am descoperit aici ceva, în spate ceva, nu mai nimic. Bun, fii atent, ia du-te mă jos, hai du-te să mergi jos, fraiere! Ha, mă, că tu ești mincher, barcă, și văd că nu mai poți de frică, faci pe tine de frică, așa văd. Ok, deci avem ce să aici, sunt toate blocate, s-ar putea să găsești pe aici o... Deci, da, nu e nimic aici. Ups, stai că am închis luminile din greșeală. Ce-i ăsta? Ce? A căzut? Nu vezi? Nu! Ăsta! A căzut unde ăsta? E level 3! Nu mai e! E ziua cuiva aici! Mulți ani trăiască! Ce, mă, nu mai știi să mai cânti la mulți ani trăiască? Vai de capăt ăla, copii! Vino, mă, că nu e nimic, mă, n-are treabă, trebuie să fie la 5, mă, ca să fie nașpa rău de tot, gen să fie fantoma. Vino aici după mine, că eu sunt aici. Păi vino aici, nu e nimic aici. Dar prinde și tu luminile astea, că trebuie să fie aprinse luminile, să avem și noi vizibilitate mai bună. Cred că, da, aici nu știu dacă e, bă, nu poți să urci sus aici. Fii atent, s-ar putea să fie, ai fost, mă, năstea, tu n-ai fost, că și aici ar trebui să fie. Ce, mă, vino. Tu deschizi ușile? Da, eu deschid niște uși. Dar depinde unde vezi tu ușile alea când le se deschid. Faza e, fii atent. Faza e că nu cred că am descoperit nimic. N-am descoperit gen... Doamne, etajul 2! Fii atent că aici n-am fost. Aici e! 8! 8 grade! 8 grade! 5 grade! Nu e sub, dar e aproape. Fii atent! 6 grade, deci 15 grade în partea asta nu e bine. Trebuie să fie sub. Deci e parte... Nu, în partea asta ar putea să fie. Fii atent, aici cred că e pe undeva pe aici. Trebuie să... Fii atent, trebuie să vii tu cu de-ala, cu... Ce la tine? 3 are. Am MF, am și am Spirit Box. Ce ai? Bă, de ce nu te-am auzit? De ce nu te-am auzit? Bă, 1.5, 1, un grad, fii atent. Aud niște sunete. Ține MF-ul ăla, eu mă uit de amprente, bă, aici, că găsesc ceva. Eu mă uit de amprente, dar așa că găsesc. Ai grijă. Bă. Nu s-a răspuns. Mai ai ceva? Nu e nimic aici. Trebuie să te uiți să fii foarte atent. Deci atent că aici a căzut se ăsta. Aici. Nu, da, acolo e, că aici a căzut se ăsta și în partea asta ar trebui să fie, deci aici. Aici trebuie să punem, nu se răspunde. Trebuie să punem, fii atent. E, mă, fugul, ai grijă să nu fii la 5, eu mă duc în cameră, deci o să mă duc. Fii atent, vreau să-l sperii, dar înainte să-l sperii, faza este tot în felul următor. Trebuie să iau eu niște materiale bune, să văd pe care le pot lua, pentru că... Ok, deci avem item aici, avem, da, asta bun, și o cameră, că știi că zicea că trebuie să avem camera acolo la el. Eu zic că ar merge. Bă, nu știu care e ăsta. Nu știu dacă, deci chiar nu știu dacă... Hai că mi-am pierdut, cred că am pierdut ăla și nu mai, ai, am prostit de tot, ai, nu mai contează, în fine, dar nu cred că era, nu cred că era temperatura, am văzut că temperatura nu era sub. Și atenție, acum vreau să-mi sperii pe prostul ăsta, dar să văd unde s-a dus, mă. Am impresia că el vrea să mă sperie, dar nu știu de ce, deci mă duc pe aici. Bă! Ce, unde ești? Bă! Uite și-o, copilu, vine înapoi. Trebuie să pun asta pe jos, bun. Și mai pun și o cameră fix aici. Camera merge, bun, toate lucrurile sunt bune. Vreau să spun că avem o problemă. Ce? Din păcate, nu mai am pierdut termometrul. Și nu știu dacă o să avem temperaturi sub 0. Dar cum ai pierdut? Nu știu, dar de cui e MF-ul? Nu cred că are. Fii atent, hai să plecăm. Cât are MF-ul? Lasă-i MF-ul pe jos. Level 3, nu. Fii atent, vino repede după mine. Trebuie să mai sară să le punem toate jos. Trebuie să plecăm. Dacă e, du-te tu, ia sară și să... Bă, unde te duci, bă? Bă, copile! Bă, prostule, fiu mai aici. Level 3 aici! Tu ești speriată? Ți-e frică? Ți-e frică ție, a? Ha? Ți-e frică? Ți-e frică? Ți-e frică, mă? Ți-e frică? Ce-i mă, ce mă bună? Ai sarea? Am de la sarea! Bă, nu te-au... Caritoneță! Aolo! Ai la sarea! Și toate alea, nu? Nu! Fii atent că folosesc camera! Deci, fii atent! Ok... Deci... Avem doar camera asta... Mi se pare că am văzut ceva pe cameră, dar nu cred că vedem! A, nu! A scris pe carte! A scris pe carte, da, a scris pe carte!
Altce... Uite, văd și de-astea. Deși carte și de-alea. Am văzut și de-alea. Stai, să ne uităm pe obiective. Deci obiectivele, fii atent. S-au făcut două obiective, dar trebuie să intrăm la evidențe. Deci avem așa, avem ghostwriting, avem și ghost orbs, pentru că s-a văzut pe cameră. Ceea ce poate să fie Shade or Yurei. MF5, ghostwriting, ghost orb. MF5, trebuie să vedem dacă are MF5 și Yurei trebuie să vedem dacă are freezing temperatures. Din păcate, freezing temperatures nu cred că mai vedem, că, na, am greșit da, acolo. Da, păi am apăsat aici și nu știu, mi s-a făcut, uite că s-a făcut pick-up-urile astea, s-au făcut amândouă la fel, nu știu ce am făcut, am făcut o prostie, hai, dar... Hai, vino! Hai, trebuie să vezi tu cu ăla, aia e tot ce mai contează acum, altceva nu mai contează. Trebuie să vezi tu, face 5. Dar dă-mi mie mai bine, hai că mă pricepe, tu nu te pricep, copile, tu ești cam prost așa de fel. I-a prins, mă? I-a prins? Ce-a prins? Nu s-a de nimic, gata, 3, are 3. Și atent, ia deschidem astea, închidem așa, așa, bun, 3. Deci rămâne la 3. În partea asta rămâne la 3. Nu, cred că e freezing 100%. Nu mai n-are ce să caute pe ăla, tu gândești că nu mai e. Ăsta rămâne la 3. Fii atent. Bagă la evidență, eu zic că e freezing. Nu are cum să fie, mă. Mă fur rămâne la 5. Ce, mă? Ce, mă? Pe cine crezi că păcălești, mă? Dacă era de fugit, să închidea ușa automat. N-aveam cum să mai scăpăm dacă venea să vină, dacă era să vină cineva. Fii atent, pune aia, ai pus la evidență, pune freezing. Pune, mă, freezing la evidență. Bă, dar bă, ești prost, mă? Deci este Yurei. Da, intră așa și fii atent. Acum am câștigat. Bun, hai să vedem. 3, 2, 1. Bă, dar tu ești prost, aveam toată baza în tine. Și mai așa de mine, că ce că eu nu știu. Dar da, tu nu știi, bă. Tu, cum se perzi ăla de temperaturi și ești o freră. Asta e. Bine, bravo, hai că ești tu deștept. Mare deștept, că ai știut tu. Eu am făcut, și că, mamă, mare deștept tu. Că tu dădeai să vezi dacă vorbește la cu tine. Când nici n-aveai evidența aia. Cum vrei să vorbească la cu tine dacă el nu vorbește cu tine? Bă, Hai că e fii antena, Paurutu, ce ești pregătit, mă, tu, că nu mai fii antena în vocabularul, vai cameră, de capul tău, mă, du-te, de aici, am lăsat, mai lăsat, ok, deci, am MF-ul, am ăsta, așa, la, bă, dar nu mai vin darea secundare, ok, deci fii atent, avem la obiective, bă, nu te aduce, mă, prostule, bă, vine-mă înapoi, bă, trebuie să faci obiective, vine-mă înapoi când încă n-am stabilit toate regulile, fii atent, la obiective, trebuie să descoperim practice, să detectăm o cameră sub 10 grade, să vedem, mamă, fantoma, să vedem direct fantoma, ești tu, stare, să vezi fantoma, ți-e cam frică, trebuie să recunoști. Ha, foarte amuzant ești tu, mamă, dar în serios, să vezi ce-ți dau cu cartea asta pe cap dacă mă mai enervez tu mult acum. Fițar copilul să fie, bă, ia, dă-mi lanterna, că am eu nevoie de lanterna, dă-mi lanterna, hai. Uite, am asta și asta. Cum? Și unde e lanterna? Păi nu era nici lanterna, n-am văzut nici lanterna acolo. Unde e lanterna? Păi, fura lanternele. Uite, în chest. Ce? Am chest. Păi și, ia fi atent. Și acum, mă, trebuie să las, hai că las ăsta, dar înainte să las, hai să nu mai fac o prostie, pun ăsta aici, bun. Și iau ăsta, bun, gata, hai că facem cu lanterna. Bă, unde te duci, bă, așteptă-mă, bă, să-i termină rolul de tot, mamă, deci chiar vreau să-l prindă fantoma. Ha, mă, fraiere, să te dai tu șmecher în fața fantomei, chiar sunt curios, să văd cum te vede pe tine, fantoma. Ok. Mamă, hai! Unde ești? Un grad! Unde, mă? Basement! Unde, mă? Aici? Ce, mă? Ia, un grad? Da! Deschide! Aprinde-mi ea! 3 grade! Ce ai, mă? Nu, mă, nimic! 3 grade! 2 grade! N-are MF! 2 grade! 3 grade! E bine că ai făcut obiectiv, prostule! E bine că ai făcut obiectivul ăla cu sub 10 grade! Bravo, mă! Nu ești prost degeaba! Ia să vedem! În partea asta? Bă! Dar tu ești prost degeaba! Aaa! Stai că... Iar aprind pe astea să le sting, mă! Doamne, de ce mă sperii? Bă! Un grad! Bă, dar nu cred... Nu merge MF-ul, nu are treabă cu ăsta. Zici tu că aici, eu zic că nu e aici, hai să mai caut sau caut. Ia dă-mă mie, ce, că tu ești prost, tu nu știi să folosești ăla, ia dă-mă mie, așa. Ia, mă, hai să-ți arăt eu cum să folosești. Cât? 3! Deci mă, ce-mi partea asta? Păi, dar cum, doamne, iartă-mă, la mine n-a mers și la tine a mers? Păi, dacă... Hai să pune, fii atent. Hai că, bă, fițar copilul să fie, vezi cum vorbești. Hai că am pus asta aici, 2,5. Hai că punem asta. Hai să plecăm, pleacă. Închid sting aici lumina, pleacă. Vino repede, mă, da. Pleacă, mă. Mă, nu te aud, bă, vino aici. Că zbruiază fantoma, casca și toate astea și nu te... pune camera. Păi pus-o, bă. Ce faci? Bă, pune așa, mă, și pleacă de aici. Pleacă. Pune-o, mă, undeva și pe atâta! Să nu vadă fantoma, e ascunsă! Să nu vadă...
atent. Bă, ceva. A, ba nu, la antrenor. Hai repede, vino repede, vino repede. Cât are? Hai! Vino repede. Vino, nu, hai, 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 lasă, 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 vino repede, vino repede, mă. Mă, vino, mă, repede, dacă zic. Mă, vino, mă. Vine, 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 vine. Cine vine, mă? Nu vine nimeni. Taci din gura aia. Foarte amuzant, îi feliciți, îți dai-o cu aia pe cap, dacă mă mai enervez mult. Hai în partea asta, hai înapoi, hai, hai înapoi acasă, aici la asta. Trebuie să iau aia de la antrenă, dă-o V, aia dă-o V mai rea. În rest trebuie să ne uităm acum repede pe cameră, poate o fi scris și în cartea aia, cine știe. Nu, a luat-o eu, fraiere. Fii atent, hai să vedem. Ia, n-a scris nimic. Pe cameră, hai să vedem dacă se de vreun ghost orb ceva. Eu nu văd absolut nimic momentan, dar fii atent, fii atent dacă vezi ceva trecând prin fața camerei. Dacă vezi o bulă, ceva de aer, orice, dacă vezi să spui, da? Ok, unde? Cu cine să mă înțeleg, mă? N-am ce să fac, mă, cu tine, băi, ești vai de capul tău. Deci trebuie să mergem din nou cu... În primul rând mergem cu lanterna, o vezi, să vedem. Trebuie să vedem cu... Eu zic că trebuie să fie freezing temperature și cu MF. Asta ar trebui să fie, mă gândesc eu. Da, uite, pe aici a rămas 15, 10. Era 3 mai devreme, dar nu știu, dacă mergem aici de desubt. Deci hai să vedem, 2 grade. UV-ul ăsta, mergem-o? O bună, o bună, o bună! Ai văzut? Da! Sigur? Da, da, în fața ta, uite, acolo la cutii. Bă, iar a dispărut, dar nu mai mergea. 1,5. Ia fiți atenți, fiți atenți, fiți atenți, ce-l sperii pe ăsta. Deci stau aici, ia vine, vine. Hai mă, mai vii odată! Vin, vin! Hai mă, ți-e frică, doamne, vai de capul tău de căcățăici. Hai vine. Hai că te-ai speriat dacă... Mai sperea mai mult. Nimic, nimic. Patru! Bă, dar vorbește mă cu el, n-ai aia de vorbi cu el? Da, fii atent că eu ies din cameră și vorbește tu, hai vorbește, fii atent. Hai că mă duc, mă duc să uip. A, ai zis că ai văzut pe cameră, deci înseamnă că avem la obiective, avem, nu, avem la evidențe, avem ghost orbs. Ceea ce înseamnă că poate să fie ori phantom, ori portugaz, ori gin, ori mare, ori și trânze. Bă, dar ai mura spartă să mor eu din nou. Mă, tu vorbești cu ăla sau nu vorbești? Doamne, vorbește-mă acolo și taci din gură, vorbește cu ăla, ți-am zis, că-ți închid lumina. Hai, dar vorbește cu... Dar nu mă fă din casa ta din... Ce mă fă, mă, vorbește-mă cu el! Dar nu-l găsesc! Păi n-ai cartea, n-ai aia de vorbit! A, da, dar vreau să știu unde e! Vorbește aici cu el, omule! Păi, ești prus, rut! Nu are plan, stai că el se poate, poate e teamă să fie la persoană. Level 5! Level 5, ok. Da! Ok, evidențe, MF și Ghost Orb, ceea ce poate să fie Phantom, Jean or Shade. Phantom poate să fie Freezing, deci trebuie să mai vedem de Freezing. Jean poate să fie Spirit Box, asta încearcă să mai vorbește cu el. Mai vorbește cu el, încearcă să vorbește acolo. Poate să fie Shade. Shade-ul ce mai era? Shade-ul cred că a fost rat, a fost mai devreme, nu? Ghost Lighting. Deci în carte n-a scris ori Freezing Temperatures, ori ăla cu vorbitul. Vorbește cu el. Eu plec, lasă aici, bă, frate, că n-am ce să fac, adică, pe bune, Jim. Ce să mă pun eu la mintea lui? Ia să vedem. Vorbește cu el. Mă, vorbește cu el acolo sau ce faci? Da! Și merge ceva? Nu! Păi vorbește cu el, spune-i! Vorbește! Trebuie să și vorbești! Vorbesc! Păi trebuie să și vorbești tu! Hai, vorbește tu, zi! Da! Strigă-l! Hei, Strigă-l! Strigă-l! Ia-te în gură cu el, hai, ia-te în gură cu el, ia-te în gură cu fa... Uite-o, 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 uite-te în față, fraiere, fraiere, uite-te în față, aaa, s-a văzut! Bine că ai asistat, ai făcut și obiectivul. Asta ce înseamnă? Bă, intră-mă înapoi, du-te și vorbește, ia-te cu el în gură, dacă l-ai accelerat la el cu vorba... Ia-te cu el în gură, dacă te-ai luat, dacă ziceai, băi, ești mechi, ești toate alea, ia-te cu el în gură, de ce nu te duci, a? Ai, a, pe tu ești ăsta de pe internet, a? Ce faci, ai venit acasă? A, sărăcuțul de tine, mă, acum toate cele bune, gen, pe bune fiind, ce ar putea să fie? A, ai vorbit cu el! A, ai vorbit cu el și... Bă, da, și ți-a ieșit! N-ai vorbit cu el atunci? N-ai dat să vorbești? Cum că te-ai luat cu el în gură? E Spirit Box! Fii atent, e... Bă, e Jean, mă, e Jean, vino aici! Bă, deci dacă nu e ăsta, îți dau cu cartea pe cap și nu... Gen... Nu, eu dau cu cartea pe cap, ești o fraieră! Da? Lasă, vezi tu ce pățești! Vezi tu ce pățești, fraiere! Ia să vedem! Ia, hai! Vezi, mă, fraiere? Tu te pui cu mine, a? Te pui cu mine! Ce scrie acolo? Zici ce scrie acolo? Ce scrie acolo? Ce scrie acolo? Jean! Păi vezi, mă, că eu știam, bă! Pe mine m-a făcut mama de toate viețile! Te poți cu Daruse și Daruse Legend, mai șmec! Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentariu cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.